Începem un nou podcast, episodul 2, cu Alin, a.k.a. mașinistul tractoristul, cum îl alint eu. Că eu când zic tractoristul, mă gândesc la tractoarele alea de la UTB, nu? UTB se numeau? Uh-huh. Uzina că... Tractoare București. Bă, Brașov, nu București, că nu s-au făcut la București, nu? Sau? Sau greșesc? Brașov. E un mall acolo unde a fost uzina tractorului. Serios? Brașov. Da. Bombă! Da, și eu când zic tractoare, eu la alea mă gândesc. Credeam că te referi la faptul că am 3 mașini diesel din 4. Nu, mă gândesc la tractoare. Adică nu știu de ce. Când mă gândesc la mașini vechi românești, mă gândesc la tractoare vechi, universal. Știi? Nu știu de ce, acolo mă duce gândul. Okay. Nu mă duce gândul nici la Aro, nici la Roman, nici la Dacia. Aro nici... avea motor făcut la tractorul Brașov. Da, deci, dar okay. Nu, așa, știi? De acolo mașinistul tractoristul, pentru că percepția mea către el este că omul face mașini vechi, istorice și așa mai... Adică asta e... Știi? Eu când mă gândesc la tine, mă gândesc la mașini retro. Ok. Bine că nu ne-ai început să te gândești la rugină. Nu. La ce să mă ocup în ultimul nu, timp. Că am și eu. Adică nu e panică. Am și eu rugină și trăiesc cu ea, că cu rugina trăiești. Nu scap de ea. Trăiești. E ca diabetul. Ca asta am vrut să zic, dar să nu bag eu diabetul în discuție. Da, aș vrea să, în prima fază a podcastului, să-l cunoașteți puțin pe Alin, sau mașinistul, cum să-i zicem. Să știți despre ce e vorba, să știți ce face el, că noi acum vorbim și ne adresăm unei comunități de oameni pasionați de mașini tunate, modificate și așa mai departe. Și chiar ieri mă uitam la episodul cu Săftica, că îi zgârci rău de tot 5 minute în sfârșit. Mai sunt și alte episoade. Mai la sunt alții. Și alte la alții. Ok. Și vreau să te întreb, cum reziști să nu-i faci nicio modificare? În primul rând, pe listă sunt niște reparații pe care trebuie să le fac, nu modificări. Da. Adică aș vrea, de exemplu, să o modific, să nu mai curgă ulei din... pentru că face curge, pe jos. Curge ulei de fabrică? Sau curge ulei nu, că... Nu. Are niște curge pentru că are. Când nu o să mai aibă, nu o să mai curgă. Sunt total așa de acord cu tine. Dar, adică, știi, eu mă gândeam, bă, zic, ok, îmi iau o mașină, că îmi place mie... Și am îmbătrânit, nu mai sunt nicio cu modificările atât de pro-modificări, să facem, să arate, să nu mai contează cum se conduce, nu mai contează sacrificiile pe care trebuie să le fac, nu mai sunt așa pro. Dar tot n-am ajuns la performanța de a lua o mașină stoc și a lăsa-o stoc. Nu pot, înțelegi? Adică m-aș duce pe niște modificări de performanță, adică bă, hai să iau... Știi? O suspensie mai bună, o aprindere electronică. Aia da, se face, da. Deci fii atent. O să fac o declarație în premieră. Mamă! Atent. Opriți mașina de cafe. Am început așa în ultimul an să consider că cele mai mișto mașini pe care ți le poți cumpăra în prezent, dacă ai bani mulți, sunt restomodurile. Și ce sunt restomodurile? Sunt mașini istorice modificate. Restomodurile sunt niște mașini istorice modificate ca să fie mai performante și mai utilizabile în regim zilnic. Cu tehnologie nouă, gen. Da. Și mie, alea mi se par acum cele mai faine mașini din lume. Nu mașinile noi, supercarurile de milioane, ci restomodurile, precum Porsche Singer de 400-500 de mii de dolari. Doar. Aia. 400-500 de mii de dolari. Da, eu mă gândesc mișto. Că un pas mișto pentru companiile mari care produc mașini mari și puternice și care au bani, să restilizeze niște modele vechi. Cu tehnologie nouă. Uh-huh. Uite cum e Toyota 76. Le fac electrice unii acum. Hai să le facem electrice. Hai să le facem hibride. Nu ești fan electric? Îmi plac mașinile electrice noi, unele dintre ele, dar ideea de a pune motor electric pe o clasică încă mi se pare un pic dubios. Pentru că eu sunt, într-adevăr, extremist așa cu lucrurile astea. Mie îmi place, de exemplu, la Săftica, că mă duc, că o pornesc, tragi șoc, mă rog, șoc automat, calc accelerația, se activează șocul, carburatorul, simți cum e. Uh-huh. Chestiile astea mi-e toată... plac, mai scap o scânteie, mai dă un rateu. Mie îmi plac chestiile astea, știi, pleci pe ea, simți, mai dă nas, e rece. Mie îmi plac chestiile astea. Mm-hmm. Păi dacă îi pui motor electric, nu mai miroase și nu se mai comportă așa. Și nu se mai aude așa. Păi și cu ce rămâi? Da, cu caroseria design. Și cu... cu designul. Da. Cu caroseria și cu un motor mult mai performant și mai fiabil, să zicem, decât ce are ea din fabrică, cu o tehnologie nouă, cu un consum redus, cu... performanță mai mare, putere mai mare, știi? Adică cu asta vii. Dar eu înțeleg, puritatea mașinii se pierde și sunt oameni care de asta și le iau să se chinuie. Exact. Adică nu sunt oameni ca mine care mi-au luat o mașină ca atât mi-am permis. Adică dacă aș fi putut să-mi iau un 4Runner nou, crede-mă că nu luam un 4Runner nou, nu luam Toyota Land Cruiser 100 să mă chinui să o refac să fie mașină, știi? Ok. Adică și chestia asta cu recondiționatul de mașini e o chestie pentru oamenii care au timp și bani. Și timp și bani. E greu să le ai pe amândouă, știi? Eu m-am hotărât să am timp și să n-am bani.
Da, e greu să le ai pe amândoi, nasol să n-ai niciuna și totuși să te zbați. Și mai sunt și de genul ăsta. Bun, haide că noi am zis că facem o introducere cu cine e omul și ce face și am dat-o în discuții, că na, așa se întâmplă, dar o să fie un podcast lung și o să tot vorbim de lucruri. Cum te-ai apucat? Deci eu te știu că tu faci presă auto, adică cred că de acolo te-ai apucat. Cum? Ai făcut cum? Liceul de presă. Bună ziua, vreau la liceul de presă să scriu despre mașini. Nu, vrei. Nu. Cum? Eu sunt, din punct de vedere jurnalistic, sunt un lăutar. Pentru că am învățat să scriu scriind. Okay. Nu am făcut școală. Deci te-ai angajat la Instagram, cum ar veni, sau la Facebook. Nu. Și ai zis, ce ești tu? Presă auto. Am făcut facultate de construcții civile. Ma. Și când am ajuns în anul 4 și trebuia să-mi dau licența, m-am apucat de alte lucruri atunci și nu mi-am dat licența la timp. M-am mirat că ai rezistat până la anul 4. Am ajuns în anul 4, da, fără să am probleme până atunci. Dar ideea e că mai aveam 6 restanțe, nu mi-am dat licența, îmi trebuia un job pe vară. Inițial am vrut să mă duc să vând mașini. Uite, tu ai lucrat în vânzări. Pe mine nu m-au primit. Mi-au zis, ok, știi mașini, dar n-ai experiență în vânzări și e mai important să știi să vinzi decât să te pricepi la mașini. Am înțeles, plecam, țin minte, asta a fost o... La ce companie? La Ford, la Neste. Am ok. Fost. Când am ieșit din showroom, m-am uitat la o descriere, știi cum sunt alea, fișele alea acolo. Și era un Mondeo și scrie și acolo 20 TDI și m-am întors la birou, care era șeful de la Neste. TDCI. TDCI. Că de-aia pune să vândă oameni care vând orice și nu știu mașini. Ok, bine, am plecat. Da. Și după aia, visul meu era să scriu un presă auto. Adică mă uitam la Top Gear, visam, dar... Nu eram neapărat om eu de scris, adică nu mi-a plăcut limba română, nu mi-a plăcut literatura, chiuleam foarte mult la română. Anyway, am dat un mail. Într-o noapte, la 4 dimineața, am dat un mail lui Giurgea. Ok. Giurgea m-a chemat la o discuție. În septembrie. Deci asta a fost prin vară, nu mai zic că eu practic, Giurgea era în concediu, el se bucura de concediu, eu nu mai dormeam gândindu-mă la ziua în care am să mă duc la discuția aia, știi? Okay. Am fost în septembrie, am vorbit, ne-am cunoscut, a rămas că mai vorbim, că poate facem ceva, dar nu are un post disponibil. Numai că eu am aflat unde este redacția Top Gear și am început să-i bântui. Băi, n-aveți nevoie de mine, știi? Da. Și în fine, m-a pus să lucrez la un proiect pe care îl făceau atunci un catalog. A văzut că știu și încet, încet m-am infiltrat acolo, adică m-am angajat. N-am făcut nici măcar internship. Foarte și a fost tot de asta. M-am dus pentru prima dată în octombrie 2011 acolo și în decembrie l-am angajat. Și în februarie mergeam cu Porsche și în mai mergeam cu Rolls. Deci am crescut tare și repede. Asta le spun eu copiilor sau tinerilor sau nu știu, oamenilor care mă întreabă, dom'le, cum vreau să fac aia, cum fac? Te duci, mă, pe capul lor acolo. Da, dacă îți dorești, te duci, te agiți, dai mail-uri, dai mesaje, suni, faci pe stalker. Nu, ce să faci? Trebuie să le demonstrezi oamenilor că tu îți dorești cu adevărat. Ei trebuie să vadă chestia asta în tine, că tu îți dorești cu adevărat. Și atunci, da, te fac vânzător la Porsche, dar nu e cea mai bună afacere, vă garantez. Adică partea mea de vânzări a fost tot așa. N-aveam experiență, n-aveau cum să mă angajeze vânzător și m-au ținut asistent de livrări. Uh-huh. Zice, trebuie să faci jobul de asistent de livrări ca să încep. Mi se pare o chestie foarte mișto ca într-o companie să, pe o perioadă de 6 luni, să faci diverse posturi, ca să vezi cu ce se mănâncă și aia, să știi ce înseamnă pregătirea de mașină nouă, unde vine, care e fluxul. Că dacă ești vânzător fără să știi lucrurile astea, te trezești tot vreodată penibil, așa, dar de ce nu-i gata mașina mea la livrare, înțelegi? Păi uite, că se face aia și cu aia și se completează ulei și un tabel și trebuie să pui mașina și durează și se spală și se întâmplă lucruri. Chiar pregătesc mașina la livrare? Chiar se întâmplă? Se pregătesc mașina la livrare, da. Se pregătesc mașina la livrare, se strâng roțile, se completează ulei, se completează lichide, se completează benzină 5 litri, se desfac plasticele, se spală mașina... Se pune trusa de prim ajutor și tot ce înseamnă triunghi și tot, capace la roți, dacă e cazul, mașina trebuie să vină pregătită. Dar de ce nu-i faceți, mă, plinul? Auzi, 5 litri. Ce am un Q7 de 100.000? De ce nu fac oamenii plinul? Pentru că probabil e mai simplu așa, nu știu. Nu știu, așa e, probabil că așa e peste tot în lume. Nu cred că iei mașina de undeva nouă cu plinul făcut. Că s-ar face plinul ăsta, s-ar face și tot în banii tăi ar fi. Că discuția asta, dacă vorbim de mașini noi, că o dăm în alte lucruri, e aceeași discuție cu covorașele de cauciuc. De ce nu vine, domnule, mașina cu covorașe din fabrică? De ce nu vine? Nu, îți spun eu de ce nu vine. Sau cel puțin la Volkswagen îți spun de ce nu vine. Pentru că la Volkswagen, opțiunea de covorașe textile era 100 de euro. Ai mai scumpă decât aia. Nu. Era 100 de euro. Eu dacă ți-o puneam în preț de la început, îți măream prețul mașinii cu 100 de euro și avea covoraș. Să zicem, oricum e by default. Oamenii consideră că e by default să aibă covoraș, știi?
Și atunci eu când eram vânzător care îmi pierdeam vremea, îmi plăcea să vorbesc mult cu un client ca să știe ce cumpără și ce se poate întâmpla și cade mașina de pe trailer, cât mai prelungim, adică mă gândeam la toate scenariile, care astea nu sunt lucruri bune de făcut în vânzări sau de spus oamenilor, dar mie îmi plăcea să fiu un om corect și vânzător corect e greșit. Vânzător corect e greșit. Le spuneam că dacă își doresc covorașele, mai trebuie să plătească 100 de euro, dar ele sunt textile, dar tot cu 100 de euro își pot cumpăra în momentul livrării de la accesorii originale, covorașele originale de cauciuc, pe care oamenii le îndrăgesc mai mult decât cele textile, știi? Și atunci era o chestie de asta, de explicat, sau roata de rezervă, trebuia să-i spui omului că mașina nu are roată de rezervă și trebuie, e opțională, sau are roată de rezervă, sau vine cu chid de pană. Chid de pană. Sau... ceva venea. Venea cu chid de pană, da. Sau roată subțire, sau în sfârșit, discuții. Dar asta, legat de vânzări, nici pe mine nu m-au angajat fără experiență. M-au uitat acolo pe postul de asistent de livrări un an și am zis că îmi dau demisie. Aha. Înțelegi? Am zis, hey, whatever, I go. Eu un an mai târziu nici nu mai lucram la Top Gear deja. Da. În sensul că nu avansase, mă duseră afară. Ah, ok. Probabil că te-au dat afară că nu, pentru că nu mai aveau buget. Că murea firma și a fost tot din aia, și-a schimbat ownerul și am fost pe principiu ultimul venit, primul plecat, pentru că au trebuit să reducă echipa. Normal. A ajutat și faptul că eram în concediu în Grecia când m-au dat afară, adică nu știam, știi? Era gen, pe cine dăm afară? Păi Ionescu nu e aici, păi scăpăm de el, știi? Dar partea bună e că totuși am revenit la Top Gear și în prezent. Tu ai fost singurul pe care l-au dat afară sau mai fost și alții? Am fost singurul din aia. Încet, încet i-au dat pe toți afară, adică s-a închis. Da. Top Gear-ul s-a închis în cele din urmă, în 2017, și a revenit anul trecut. Și în prezent iarăși scriu că asta e colaborarea pe care am presă acum tot cu Top Gear-ul. Deci tu ești acum presă doar la Top Gear, nu mai ai alte... Da, da, am lucrat în trecut la multe alte publicații, am trecut prin... Dar ce mai sunt, mă? Autopro, ce presă auto mai e acum în România? Păi cum? Că sunt atâtea publicații. Automotor și sport, Autobuild, Autoexpert, da? Prin tate? Da, uite, o să mă uit aici la Racing, ăsta de 4... Catalogul 4-4... Da, 4-4... Mă mir cum de rezistă, jur. Jur că mă mir, adică mă mir pentru că nu mai văd oamenii să citească. Toată lumea e pe internet, toată lumea pe YouTube, toată lumea ascultă podcast, toată lumea... Nu mai citește nimeni, adică... Mie mi se pare că va exista tot timpul loc pe lume pentru print, dar într-o altă formă. Problema e că, da, de când a apărut internetul și de când s-a popularizat, nu prea mai vrei să mai citești noutățile în print. Adică tu, dacă e o revistă care a fost printată și îți povestește ce s-a întâmplat în ultima lună, păi tu le știi deja, că le-ai văzut pe Facebook, pe net, pe Instagram, peste tot. În schimb, dacă vrei să faci așa niște, o selecție de povești, ceva mai premium, cu o hârtie mai groasă, ceva mai special, da, dar e clar nișat, tiraj mic, pentru oamenii care încă mai au plăcere în direcția asta. Nu știm cât o să țină. Eu o văd că aș putea, de exemplu, să fac o revistă de mașini clasice, așa, pe ideea de povești, poate un catalog anual ceva, aș putea să fac. Dar doar așa, știi, nu te apuci să faci ce a fost înainte presa, știi, să faci un fel de ziar despre auto. Asta nu. Da. Se schimbă lumea și e normal, apar alte lucruri. Uite, facem podcast. Adică dacă presa a existat și așa, poate că nu mai exista podcastul, nu mai existau emisiunile, nu mai existau oameni, cum să spun eu, care nu au experiență în presă și fac review-uri de mașini. Habar n-am, poate că e bine, poate că e rău. Nu e faină partea asta că tehnologia chiar oferă oricui posibilitatea de a face ce își dorește. Că acum oricare om, dacă are o vocație către un anumit domeniu, poate să se exprime și poate să-și construiască un canal, un brand și să aibă urmăritori. Problema e că nu există niciun fel de selecție în sensul ăsta și pe lumea asta, de fapt, e loc pentru toată lumea, dar uneori tocmai ăia care n-ar trebui să ajungă, ajung și stârnesc și trenduri, știi? Da, din păcate așa sunt lucrurile, se nu știu, ia amploare, se viralizează mai tare o informație proastă, o tâmpenie, nu știu, mi se rupe nouă scaunul acum și cădem, știi, de pe scaun și apare asta în podcast. Asta o să fie lucru care, nu știu, merge cel mai tare pe internet. Clar. Orice, în defavoarea oricărei informații pe care o dăm noi aici, care poate să fie mega utilă pentru oamenii pasionați de mașini. Nu știu, bă, dacă vă duceți la, nu știu, OMV pe data de 3, luați ceva, nu știu, ieftin sau habar n-am, ceva care să fie așa pentru toată lumea, știi? Da. Deci, din păcate, nu știu cum să spun, prostia primează, știi? Adică... Prostia senzațională. Da. Dar asta... Cred că e peste tot în lumea asta, știi? Da. Că majoritar sunt oamenii care nu accesează internetul sau anumite
emisiuni sau publicații sau așa, pentru a se informa. Majoritatea accesează lucrurile astea pentru a se distra, pentru a se relaxa, pentru așa, și atunci păi am intrat să mă distrez ca să-l văd eu pe Daniel cum am o discuție serioasă cu mașinistul. Eu am venit aici să râd, dați-vă eu, băi. Vorba și de dispoziție. Acum n-am dispoziție să aflu informații. Eu vreau să mă relaxez, vreau să dau scroll, vreau să-l văd cum cade. Sau vreau să-mi zică un banc sau o glumă. Sau să treacă o rachetă prin spatele meu rusea. Aole, asta nu poți. Bă, e bine că nu poți să te întorci. Dacă trece, eu nu zic. Și aia e, da. Mașinistul e sălist. El e sălist, el merge la sală, face forță, face... Să știi că sportul fac... Pentru mă ajută pe partea aia cu diabetul. Da? Adică, bine, am și norocul de a fi înconjurat de niște oameni, că și partea asta de sport e tot așa ca un proiect, înțelegi? Am niște oameni care au o sală, să spunem un studio de fitness, de wellness, foarte fain, și acolo mă duc și acolo am început și partea de osteopatie, să încerce să mă repare pe aici, să vedem caz urmează. Dar fără sală, mi-ar fi mult mai greu cu alimentația, pentru că eu sunt și destul de... Îmi place să mănânc normal, îmi place să mănânc orice, n-aș putea să țin regimul ăla eu de diabet. Eu știu că te văd. Știi? Adică te-am văzut. Și fiind insulină dependent, e important să mă țin turat. Și sportul mă ajută. Chiar mă ajută. Eu sunt ferm convins că sportul te ajută. Și zic asta pentru că acum câteva zile am jucat fotbal. Și după 3 minute simțeam că nu e corpul meu. Adică aveam așa niște trăiri. Adică eu eram ferm convins că pot să alerg și că fac niște lucruri, dar corpul se comporta altfel decât trebuie. Și am zis, bă, trebuie să merg la sală. Să fac niște mișcare, nu neapărat merg la sală să trag de fiare și așa, dar să fac, adică aș prefera să merg la aerobic. Înțelegi? Simt nevoia să merg la aerobic, nu la pins la bancă, știi? La piept. Dar, na, e complicat. Iar partea cu diabetul, eu știu că tu ai făcut și niște clipuri pe YouTube în care încercai să explici oamenilor cum e cu diabetul, cum poți să trăiești cu el, cum să faci, să... Na, ai dat niște informații, că tu te-ai Da, și vreau să mă țin și de aia, dar știi care e, că e o lume mișto și acolo. Problema e că eu nu sunt neapărat pasionat de partea asta, ferici, știi? Poți să fii patru, de mașini sunt pasionat. Da. Și fac asta zilnic. Cu diabetul a devenit așa un automatism. Eu nu mai conștientizez că îmi fac insulină, că calculez ce mănânc. Astea au devenit așa automate și de aia trebuie să depun un efort suplimentar să fac conținut și acolo și cumva n-am timp. Aș vrea să o fac, dar... E greu cu timpul, da. Și e și o lume altfel, pentru că la mașini, dacă spui o prostie, e altfel. Dacă acolo vii și spui ceva și o mămică consideră că al ei copil a pățit ceva rău sau e trist pentru că te-a văzut pe tine că ai zis ceva nasol, are o reacție foarte isterică, am pățit. Știi? Și mi-am dat seama că nu e... O să dai acolo, fără comentarii. Știu, dar vrei să-i și ajut pe unii. Uite, chiar culmea e că în ziua asta, chiar acum dimineața, în timp ce vorbeam cu tine, mi-a apărut un mesaj pe tipul 1, pe una din pagini. Mi-a scris cineva care a fost recent diagnosticat diabet și îmi cere sfaturi. Adică mai am corespondență, deși n-am mai postat, oamenii îmi scriu. Păi o să scrie și... forever, că na, văd clipul pe 2 ani, de exemplu. Da. Unii oameni și normal că o să scrie, dar... Asta și asta cu scrisul e o altă discuție. Nu poți să stai să... Și mie îmi scriu oameni cu diverse lucruri legate de mașini. Bă, nu am cum. Nu am nici timp. Deci nu am nici timp să stau să le răspund. Cu toate că fac efortul să răspund tuturor, că eu mă gândesc, bă, mie mi-ar plăcea să-i scriu unuia și să nu-mi răspundă. Să-mi dea cu sine, așa, m-aș simți prost. Știi? Știm cum e că... Cam mai luat și noi sinuri. Mai luat sinuri. Și la mail-uri și la... Da. Dar la un moment dat Nu mai poți să faci față, adică te copleșește, nu poți într-o discuție în scris de un minut să-i dai lui ăla toate explicațiile și ăla să înțeleagă și așa, te frustrează că ăla te mai întreabă încă ceva, iar trebuie să-i răspunzi, iar nu știu ce, la un moment dat zic, bă frate, dar eu nu sunt pus aici să vă ajut, adică nu pot, nu. Trebuie să găsești un echilibru. Trebuie să găsești un echilibru, dar echilibru e greu de găsit. Și oamenii, cel puțin oamenii ăștia care vin din exterior, mai ales când ești în ipostaza asta în care te mai știe unul altul că mai faci YouTube, mai faci lucruri, consider că știu niște lucruri despre tine, te iau într-un fel, tu n-ai chef în fiecare zi, nu ești în aceeași dispoziție, nu e foarte complicat din punctul meu de vedere, iar oamenii care te accesează nu văd niciodată lucrurile astea așa. Văd ce mă, mașinistul are timp la dispoziție, la... Păi de asta faci YouTube, bă, vere, ca să-mi răspunzi mie la mesaje, pe ce facem aici? Știi, adică, cum adică? Păi stai mă, frate, dar să ftica, să-mi iau și eu să ftică de aia, merită? Merită? Eu mor pe merită asta, eu mor. Se merită, vezi că problema e că oamenii scriu se merită. Se merită, înțelegi? Și
Eu, în momentul în care primesc mesajul ăsta, se merită să-mi iau un Audi A4, mașină de începător, 2 litri TDI, îți dau un exemplu, se merită, mă blochez, înțelegi? Adică îmi vin atât de multe lucruri în cap, care aș vrea să-i le spun, nu știu pe care să-i spun primul, îmi vine să-l și înjur în același timp. Și e foarte complicat. Nicio vină. N-are nicio vină, doamne ferește. Și mie îmi scriu oameni să mă întrebe ce mașină istorică să-și ia ca la 18 ani. Mai e și o problemă cu conceptul ăsta. Mașina istorică nu e mașina de zi cu zi. Cum nu e? Nu există restricții în acest sens. Nu e, da. Dar filozofia din spatele acestei idei este că noi aceste mașini le salvăm să le păstrăm. Nu le luăm să le terfelim. Dacă e o mașină istorică și o folosești zi de zi de zi, intervin multe probleme. Păi de ce? Că mașina e recondiționată. E recondiționată, știu, dar dacă vorbim mai ales de mașini... Ok, mașinile istorice sunt mașini care s-au produs în urmă cu peste 30 de ani, da? Și piese minim, nu se mai găsesc să zicem, în... Minim, da. Da. Ca să fie... Piese nu se mai găsesc peste tot. Se mai găsesc, nu, da, se mai găsesc la magazin, da, să zicem. Se mai sunt mai greu de procurat, dar da, mai sunt și cazuri în care nu prea se mai găsesc deloc. Știi? Trebuie să le refaci, să le... Și o mașină... Dacă o folosești așa și o distrugi, deci practic tu nu mai ești acel protector al vehiculului, pentru că ăsta este cea mai elitistă prezentare, știi, a colecționatului de mașini istorice, că noi suntem acești ocrotitori ai mașinilor care le vom păstra și le vom lăsa generațiilor ulterioare. Mm. Știi? Nu sunt mașinile noastre, noi doar le păstrăm, suntem îngrijitori. Da, eu o văd așa. Știi cum sunt oamenii ăștia care sunt colecționari de mașini vechi? Sunt oamenii care preferă să-și țină bani în mașini decât în bancă. Mulți dintre ei. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Mai sunt și oameni pasionați, da, totuși. Știi, dar ce nu zic? Știi, în primul hai rând... Hai să le scadă valoarea la mașină, nu să e o piață. Haide acum de la an la an. Previzibilă. Să scadă valoarea la ele. Să vedem câți să colecționari mai sunt. S-ar putea să se întâmple. Eu cred că 80% din colecționari dispar. 80% din colecționari dispar. Chiar așa ți se pare, da, din exterior, pare, că da, sunt, da, oameni... Și nu cred în recondiționari. Nu cred în recondiționari de mașini. Nu cred. E o minciună. E o minciună, pentru că dacă eu duc săftica ta, da, să-mi o recondiționeze, ce atelier vrei tu? Da. Cel mai șmecher atelier din Monaco. Așa. Da? Nu pot folosi mașina aia de zi de zi cum, da, o foloseam când era aia nouă din fabrică. Deci, nu cred în recondiționări. Deci, adică o să meargă mai prost? Asta consider? Consider. Sau nu o să țină? Că nu o să țină cum ținea din fabrică. Adică, dacă eu iau săftica ta 0 km acum de la Dacia în 78, da, o folosesc 25 de ani, uh-huh, și e ok mașina, încă mai merge. Da. Da. Dacă iau săftica ta acum și o duc și o recondiționez cu piese noi, cu vopsea, cu galvanizare, cu tratamente anticorozive, cu tinichigerie, schimbat acolo unde e ruginii, pus petic, făcut și așa, nu îi dau mai mult de 6 ani până iese rugina prin ea. Înțelegi? Adică păi, nu cum cred, explici? Cum îmi explic? Pentru că acum tehnologiile sunt superioare celor care sunt, existau în 68. Dar nu... cum îți explici? Cum îți explici că plăcuțele de frână la prim montaj țin 60.000 și după aia țin doar 30.000? Cum îți explici? Cum îți explici că prima baterie când iei mașina te ține 8 ani și următoarele te țin 4? Cum îți explici 4? Că anvelopele pe care le iei de la, din fabrică prima dată cu mașina țin 70.000 de kilometri și după aia sunt 30.000 numai. Păi știi cum ți-explici? Te-ai învățat cu mașina și ai prins încredere. Nu sunt piese OEM. Da. Deci eu sunt de părere că piesele de prim montaj sunt diferite față de piesele OE pe care le poți cumpăra de la același producător, de la teșgheaua lui din reprezentanță. Sunt diferite. Cu toate că oamenii nu sunt de acord cu afirmația asta, dar e părerea mea proprie și personală și aș putea să o demonstrez, dar nu vreau, că n-am de ce. Recondiționează o mașină și mergi cu ea. Am făcut asta. Ce 1300. Am făcut asta și am plecat la Sighișoara. Cu care? Cu Cadet. Așa. Și la Znagov s-a stricat. Da, dar n-a fost o recondiționare completă. Ce n-a fost, am uitat să schimb popa de benzină și aia s-a stricat. Mai e și asta, da. Dar da, de asta spun. Adică eu sunt radical așa în afirmații, dar nu cred. Adică tot ce se poate face aftermarket și tot ce fac oamenii, chiar dacă, repet, sunt oameni care construiesc un șasiu de la zero, îl poți face. Chiar dacă sunt oameni care poți duce șasiul să-l ți-l trateze în diverse băi de galvanizare, anticorozive, materiale, soluții, tot felul de lucruri, soluțiile și variantele nu fac ce spun producătorii că fac.
Știi că mașinile erau și mai păstrate înainte, nu erau folosite chiar cum sunt folosite acum, cel puțin în România sau în țările astea estice, știi, unde mașinile se procurau mai greu. Automobilele nu erau... Un weekend circulau, un weekend nu. Dar nu era un bun de larg consum, știi? Cum erau americanii, s-au născut în mașină. Păi nu era un bun de larg consum, că iarăși avem o discuție aici despre mașini, dacă vrei, unde eu zic că nu toată lumea trebuie să aibă mașină. Mașina este un lux, nu o necesitate. Și atunci, pe vremuri, s-a democratizat, nu? E, când o să ajung eu dictator, vă garantez eu că mașina este un lux, nu o necesitate. De ce spun asta? Pentru că, nu știu cum să-ți explic, pe vremuri, un bilet de avion era foarte scump. Uh-huh. În momentul în care biletul de avion era foarte scump, oamenii nu aplaudau la aterizare. Când biletul de avion s-a ieftinit și a apărut low cost, au apărut și aplauzele la aterizare, care sunt lucruri pe care eu le înțeleg. În Concord nu s-a aplaudat niciodată, deși Never. Oamenii chiar aveau de ce să aplaude în Concord, înțelegi, da, dar nu s-a aplaudat. Da. Și atunci eu înțeleg și comportamentul ăsta și așa, și de asta spun, bă, nu e pentru toată lumea. Nu, știu că oamenii o să o ia acum pe partea greșită și o să zică, dar de ce, domne, că eu fac naveta și eu am nevoie de mașină și acum, uite, suntem în 2022 și am evoluat și toți trebuie să avem mașini, că face parte din transportul nostru mai rapid pentru a câștiga timp. Și eu spun, suntem în 2022, Rusia a început un război, adică în 2022 unii se mai bat cu arme, cu tancuri, cu lucruri de genul ăsta, deci nu suntem atât de evoluați. Ce, apa asta te deranjează? Vreau să beau, lasă-mă, dar vorbesc, nu pot, nu pot să mă întrerup când vorbesc. Bea. Bea și lasă sticla, că s-aude microfon. Ce mă, apa cum plescă e în sticlă? A, o dă de masă, ok. Mă înjură lumea că îmi tremură mâna, că am o vârstă și fac asta. Eu sunt foarte fascinat de mașinile astea. De se tot găsesc și încă se mai găsesc chiar și în prezent. Mașini uitate prin garaje, știu, kilometri foarte puțini, în stare originală, nemișcate de zeci de ani. Pentru că oamenii și le-au luat și au zis, lasă-mă că o țin acolo pe strada, să-i crească prețul. Sunt povești, nu, sunt povești. Nu știu, a devenit indisponibil cel care a cumpărat-o din diverse motive sau și mașina s-a uitat acolo. S-au întâmplat lucruri. Dar micuța nu s-a mai dus la piață. Și Dacia mea, eu când am cumpărat-o avea 62.000 de kilometri. Acum are 74.000. Are 75. Avea 62.000 și aia erau kilometri de la zero. De pentru unde că... știi? Exact, că mă întrebi. Pentru că am găsit mai multe lucruri. De exemplu, am desfăcut dinamo. Mașina nu are alternator, are dinamo. Eu mă îndoiesc că cineva i-a schimbat perile. Perile arătau bine. Cărbunii, pardon. Cărbunii. Apoi, avea fișele originale. Avea până și capacul Adelco original, ăla duselie. Era crăpat, dar era original. Dacă mașina ar fi avut peste 100.000, nu mai țineau, nu mai țineau chiar atâtea, știi? Și de-aia înclin să cred că... Crezut că avea istoric de serviciu. Avea un carnețel, mă, băi, râs, da, agenda, știi, da. Știu, și tata avea agenda, da. Scrie, astăzi am făcut un drum până la Urziceni, atâția kilometri, am alimentat 27 litri de benzină. Am completat avea, atâta ulei. Avea oracol. Așa erau. Putea să facă YouTube, vezi? Și exista pe vremea respectivă YouTube. Mașinile astea făceau de puțin kilometri pentru că erau folosite doar când era strict necesar. Adică omul trebuia să ducă până la țară să care ceva, trebuia să se ducă cu familia în concediu, dar la muncă se ducea pe bicicleta, pe jos sau cu transportul în comun. Corect. Pentru că păstrau mașinile și... asta, aveau benzină la discreție. Asta... prin asta încerc să-mi susțin ideea că de-aia au rezistat ele atât atunci și acum dacă tu le-ai folosit zi de zi de zi de zi, mulți nu kilometri. Țin. Pentru că nu e vorba numai de kilometri, vorba și de condiții, că oamenii nu mergeau prin sare cu ele. Nu erau folosite mașini de iarnă. Astea deci, nu existau gume de iarnă. Nu existau nici gume de iarnă, da. Eu am văzut-o, Dacia 1100, la un moment dat mi-a oferit-o cineva, crezând că sunt colecționar de Dacia 1100, că m-a văzut la Digi. Normal, a zis că face și el un ban cu tine, vorba aia. Și am fost de într-un sat... Ca de la pasional la pasionat, că noi pasionații de mașini vechi, de-aia îmi place mie, noi le salvăm. Dar când e vorba de un pasionat care are o Dacia 1100 și îl sună pe alt pasionat, colecționar, el are 10. Zic, el vrea să le salveze, mă, el nu... Nu face asta pentru bani și îl sună ăsta și bă, frate, eu salut, am și o nevoie de ștrafazan. Ștrafazanul ăla, știi? Și el zice, da, am 1000 de euro. Păi cum 1000 de euro? Că costa 18 lei la mâncă. Așa e între pasionați. De acord. De acord cu tine. Înțelegi? Bun, deci așa. Zi mai departe. Am fost și am văzut această Dacia 1100 identică cu a mea. Era într-un garaj de chirpici din județul Călăraș, undeva pe drumul spre Oltenița, care avea 19.000 de kilometri de nouă.
Și nu avea, nu că n-avea niciun punct de rugină, n-avea nicio gaură în caroserie, adică omul nu-i pusese nici măcar oglindă, nu îi făcuse nimic. Arăta caroseria de parcă era polișată, că el o ținea sub o prelată făcută din pânză de cort militar, cu tifon pe interior ca să nu o zgârie. Înțelegi? Și mașina aia, am aflat după aia povestea, moșul care a deținut-o, dacă dădea drum de noroi în sat, el parca mașina și o lua pe jos. Înțelegi unde avea treaba. Deci mașina avea n-a văzut, puțin era ceva la mansardă. Și aia e o mașină care s-a vândut cu 10.000 de euro în cele din urmă. Până la urmă s-a găsit un pasionat care a cumpărat-o cu banii ăștia, adică care a avut banii de investit. Se ducea la bancă cu 10.000, trebuie să mai pun banii ăștia în cont. Eu nu mai pun în cont, că dacă îi pun în cont la anul, am 9.990. Nu mai bine iau eu și dau pe Dacia și la anul am 10.500? Nu e așa, dar, Daniel. Nu e mai așa, știu. Mai ales la mașini românești, valoarea lor nu este garantată de nimic, pentru că e vorba doar de noi. Doamne, noi românii suntem pasionați de mașinile noastre românești. Internaționale, ele n-au valoare. Noi, oamenii pasionați, facem noi valoarea, știi? Adică da, Toyota mea, am dat 5.900 pe ea și acum o Toyota ca a mea, într-o stare mai proastă, e 12.000. Că... Ce vrei, domne? Au trecut ani. Nu e chiar așa. Adică sunt oameni care sar calul, din punctul meu de vedere. Și dacă îi spui că sare calul, ce, domne, cum adică? Păi cum adică? Hai să ne uităm. Toate mașinile sunt 7.000 și tu ceri 12.000? Nu e ok. Păi știi de ce e așa? Și pentru că foarte mulți oameni fac bani foarte ușor. Pentru că asta e lumea, astea-s vremurile. Sunt de acord cu tine. Și oamenilor nu le mai pasă, că i-au făcut ușor, îi dau așa. Știi? Bravo lor. Și atunci, toți ăștia care vând îl așteaptă pe ăla, nu? Care a făcut banii ușor, nu? Din criptomonede, aș zice. Și mai e o chestie. Dacă tu vezi pe mobile sau pe Autoscout că scrie... că există un preț acolo, că mai sunt și ăștia, știi, vând o mașină și spune, uite în Germania cu cât se vinde. Nu mă, atât e listată la vânzare, nu înseamnă că cu atât se vinde. Da, prețul mașinii second hand este prețul cu care s-a vândut. Da. Mașina ta se poate vinde azi cu 7.000, mâine cu 9, poi mâine cu 3, răspoi mâine cu 17, n-ai depinde de unde ce să vânzător știi. E. Da, mai ales în România, eu mă gândesc tot timpul așa, știi, când pui o mașină la vânzare, uite, pui mașina ta la vânzare, daily-ul, da? Îl pui la vânzare. Sau schimb cu țuică. Da, se aprinde un bec undeva și zice, a ieșit mașina asta la vânzare. Și în toată țara e un singur bec aprins, știi, care zice, băi, eu caut mașina asta. Da. E greu, adică e foarte greu să, știi, să găsești, nu ai mulți cumpărători potențiali, ai 1, 2, 3 în România, e foarte complicat, te adresezi la un public foarte mic, știi? Bun, mă întreabă oamenii, că am pus acolo, când recondiționezi săftica? Eu n-aș vrea să o desfac de tot, să știi, pe aia. De ce? Că așa se face. Îmi place. Nu există nicio rețetă. Mi-e place să facem cum vrea el. Îmi place să-l provoc, dar el e foarte liniștit și foarte calm și nu intră în jocul meu. Asta pentru că sunt, ți-am zis, blocat de ceafă și nu. Și nu vreau pot să mă mișc. Adică dacă mă vedeți pe cameră că mă strâmb, nu mă strâmb de ce, mă strâmb de durere când mă mișc. Așa. Deci de ce nu recondiționez pe softica? Nu a fost, ea mai fost recondiționată prin 2012 de cine a luat-o de la primul proprietar, care de fapt erau doi proprietari, au fost trecuți în carte soț-soție, știi, coproprietari. Cum ai, bă? Așa erau. Serios? Da, pe da, vremea da, aia da, se da, putea da, probabil, da, acum nu cred că se mai poate. Adică gen aveau cont de Facebook comun. Și în Brașov a fost mașina aia până în 2012. Ea a fost recondiționată pe dedesubt, curățată de rugină, s-au schimbat chiar și niște elemente, aripi pe la ea, dar n-a fost revopsită complet, ci doar pe bucăți. De-aia plafonul, panoul frontal, capota motorului și panoul spate sunt vopsea originală. Okay. Și mie îmi place chestia asta, care e porțiune de vopsea originală. Și eu nu prea aș vrea să o revopsesc complet. Sunt de acord cu tine. Dar vreau să o refac mai ales mecanic și să vopsesc din nou ușile alea pe care le-am jerpelică. Tu știi de ce am eu sticker-ele acum mașinistul pe uși? A, credeai că îmi fac promo? Nu, am fost la un raliu de regularitate acum niște ani, am pus niște sticker cu numere de concurs și când le-am dat jos tot cu vopsea. Și am rămas cu două pete de grunt. Ce vrei, da. Și ai pus alte sticăre. Niște sticăre. Dar aș vrea să o vopsesc, să nu mai stau cu sticăre și cu nebunii pe ea și să o refac mecanic. Ideea e că eu sunt acum băgat până peste cap într-un alt proiect de recondiționare pe care, știi ce? Nu mi l-am dorit. De ce? Deci povestea asta cu Graz, cu Jeep-ul, este ca un copil nedorit, pe bune, când ești adolescent și pac apare și ai tensor, știi? Da, mai ce să faci? Dar eu am vrut să-mi iau o mașină veche, de teren, cu care să mă duc la evenimente, dar nu să-mi fac o recondiționare, pentru că nu aveam nici timp, nici bani. Că spuneam mai departe, nu aveam nici timp, nici bani. Și am ajuns să mă bag în ceva în care deja acum nu mai permit să omit chestii, știi, zic, bă, le-am făcut pe toate, schimbă-mă și pe aia, ești nebun să se strice aia după ce am schimbat tot în jurul ei, cam așa sunt. Și mașina aia o să
probabil o să bag în ea 10.000 și o să vând 5. Cu 5. Da, știu. Cu eu știu, dar... Cu cât am luat-o. Da, mă, știu. Asta e boala Jeep-ului. E boala Jeep-ului, dar nu de asta ai luat-o ca să faci bani. Că voi sunteți, tu faci parte din categoria de 20% care sunteți pasionați de mașini și vreți să le salvați și... Nu contează, deci nu o facem pentru bani. O facem din dragoste pentru automobil. Repet, există și excepții. Adică să nu crezi că eu cred că toți care sunt pasionați de mașini vechi, cred că doar fac asta pentru bani. Nu, 20% sunt aia care o fac pentru bani și 80% sunt pasionați. Să zicem, sau să dea Dumnezeu să fie așa, să dea Dumnezeu. Adică e ca la... Uite, vorbim de NFT-uri, dacă vrei. Putem să avem o discuție legată de asta. NFT-urile, din punctul meu de vedere, eu le fac, o să le fac la Stax, pentru a putea finanța un proiect. Ok. Da? Sunt oameni care cred că aceste NFT-uri sunt o chestie, un scam. Un scam, ne păcălește ăla, ne ia banii, nu știu, fuge cu banii și așa mai departe, știi? Deci, NFT-urile astea sunt făcute ca să poți să susții un proiect. Așa și cu mașinile, așa și cu recondiționările, așa și cu restaurările. Deci eu cred că sunt și oameni care fac lucrul ăsta cu o intenție bună, chiar dacă... Din punctul meu de vedere, imaginea aia nu e asta, știi? Deci cred că sunt și oameni care fac din dragoste pentru automobil, pentru a salva niște mașini, pentru a le avea el în colecție, pentru că și-a dorit el mașina aia de mic, că o știe el și acum a putut să și-o permită la bătrânețe, că acum a reușit să facă banii și să-și cumpere mașina respectivă, care pe vremea era o mașină ieftină și acum a plătit o gălăgie de bani pentru ea, că aia era mașina pe care și-o dorea el, care poate n-are nicio valoare de mașină de colecție. Că mai sunt și mașini vechi care n-au niște prețuri exorbitante ca și mașini de colecție sau nu știu ce. Niște modele vechi pe care nu știu, nu și le dorește nimeni, să zicem așa. N-au făcut ăștia filme Fast and Furious cu ele ca să previziunile pentru viitorul mașinilor istorice sunt sumbre. Adică în momentul în care peste niște zeci de ani mașinile nu o să mai meargă libere pe drumuri, ci o să meargă autonome și și nu o să te mai poți plimba cu mașina istorică de capul tău, ci doar la tine pe domeniu. Pe drumurile tale, cum e cu calul acum, dacă nu poți merge cu calul pe autostradă. Cam așa o să fie și cu mașina istorică peste pe lângă autostradă 10. Cu calul. E discutabil, pe DN nu poți. Poți să mergi pe DN, pe lângă. Ok. Pe câmp, și prin spatele caselor. Pe câmp? Da, o să poți să mergi cu mașina istorică. Da. Și ăla o să fie momentul în care dacă nu o să te mai poți bucura de ea așa. Crezi că adică stai. Se prăbușească piața. Și o să rămână valoroase doar mașinile istorice alea foarte, foarte scumpe, rare, dar în schimb milioanele de mașini istorice care s-au făcut în serii mari și care sunt la fel, și care momentan se bucură de avantajele astea și sunt deținute de fiecare pasionat care n-are neapărat buget să-și ia un Mercedes 300 SL Gullwing și își cumpără un, mai că și botul de casă, o cobră, o cobră 200D, 5.000 de euro, 4.000 de euro, 3.000 de euro. Deci vreau și eu o cobră, știi? Sau un 124, că acum de fapt mai ieftin. Eu cobră mi-aș lua. Ok. Știi, 5.000 o cobră acum? Cred, păi, nu mai știu. Da, clar, acolo. De 5.000 e o cobră bună, dar acum păi niște ani vezi că îți luai... Vrei și tu? Hai, nu luăm una, tată. Am văzut una, scuză-mă că te întrerup, rămâne la ideea ta, am văzut una în Iași de America, patru uși cu băr lungi, cu far de ăla, cu galben, proiect, mișto? Bombă! Mișto. Cobră de America am văzut. Mișto. Bombă! Ne luăm două, ne luăm! Bun, zi mai departe că te-am întrerupt, nu mai știu unde erai, că am zis că țin minte, dar n-am ținut minte. Bun, spuneam că nu tot își permit să-și ia mașini rare și scumpe, că dar am mai văzut viziuni din astea mai extremiste, că nu toate mașinile au dreptul să ajungă istorice. Adică dacă ai un Golf 2 obișnuit, 1.6, da? Și are peste 30 de ani vechime și are peste 30 de ani. Ok, da? E dreptul tău, dacă tu mașina aia o ai într-o stare bună de conservare sau te-ai apucat și ai băgat banii în ea și ai recondiționat-o, e dreptul tău să o faci istorică și chiar dacă n-are valoare pentru altul, are valoare pentru tine. Din 11.000 de motive, că a fost a bunicului, că a fost, ai avut un unchi cu care ai fost la mare când erai. Bun, dar peste niște ani s-ar putea lucrurile astea să nu mai fie. Stai așa și atunci să vezi prăbușirea pieței. Mam, adică toți oamenii care investesc că mașinile istorice se scumpesc, vom și vedea. În cripto sunt oameni care, în cripto, Doamne ferește, în NFT-uri, sunt oameni care vin și cumpără NFT-ul tău pentru că tu promiți că faci un circuit, ce promit băieții ăștia cu Racing Heads, da? Și spun, doamne, noi facem un circuit așa cum trebuie să fie, nu ca ăla sau ăla. Fiecare cu viziunea lui, da? Bun. Și sunt 20% din oameni care cumpără, că sunt pasionați de curse, merg la curse, se dau la Rotax, la diverse evenimente de circuit din România și cumpără ca să susțină ideea. Și sunt restul care cumpără ca să investească. Că ei cred că cumpără acțiuni. NFT-ul respectiv va crește
Și atunci cumpăr acum la 160 de euro NFT-ul și se va face 400 și îl vând atunci. Scopul în sine al tău de a face circuitul și nu a fura banii și nu a face o șmecherie este să te folosești de cei care fac lucrul ăsta să ajungi unde ți-ai propus. Că ei, la rândul lor, vor să profite de chestia, e problema lor, nu e treaba ta. Cum, repet, sunt și oamenii cu recondiționări, sunt exact cum vorbeam, mașini, mașini vechi, mașini Golf 1.6, fără niciun pedigree, fără niciun GTI, fără niciun GT, fără nicio, nu știu, o serie un pic mai limitată decât aia. Sau o serie mică, să spui că uite, asta e al 5-lea Golf 2. Sunt de acord cu tine că așa putem să, că am ajuns în punctul ăsta și sunt ferm convins că mulți oameni ar vrea să știe cum se transformă mașina din mașină normală în mașină istorică. Ce trebuie să respecte, cum trebuie, ce, cât proporție de, nu știu, de piese trebuie să fie originale și așa mai departe. Știu că e un întreg proces. Tu pe Săftica ai luat-o gata istorică, n-ai transformat-o tu. Luat-o gata istorică, da. Uh-huh. Da. Okay. Și la Jeep o să fac eu să singur. Asta. În primul rând există Retromobil. Okay. Retromobil este... Clubul care se ocupă de treaba asta. Este Autoritatea Națională FIVA, pentru că FIVA este organismul internațional care se ocupă de această protejare și promovare a vehiculor istorice. Și tot ei se asigură că mașinile istorice vor circula libere, fără restricții, deși vor apărea restricții de circulație pentru mașinile vechi, cum s-a întâmplat în Franța sau în unele orașe din Germania. Cum s-a întâmplat în Franța? În Franța s-au pus niște restricții legate de mașini vechi. Okay. Iar, ce restricții? N-ai voie în oraș. N-ai voie în oraș, da. Și FIVA tocmai a anunțat că vehiculele istorice vor avea un permit special, un pas pentru a intra în oraș. Și că, până la urmă, asta e, bucuria de a te mișca cu mașina asta liber e importantă, știi? Tu să, evident, să nu abuzezi, dar să ieși, să te plimbi, că într-o dimineață ai tu chef să te duci la muncă cu mașina istorică, dar, repet, nu zilnic, e mișto. Și Retromobil este Autoritatea Națională FIVA care eliberează aceste atestate de vehicul istoric. Okay. În schimb, mențiunea de vehicul istoric ți-o trece în carte rară. Okay. Practic, Retromobil îți face ție o evaluare a automobilului, știi, și îți dă un atestat, care este o recomandare către RAR că această mașină poate deveni istorică. Dar este doar o recomandare. RAR, în schimb, poate să facă o verificare pe serii pe altceva și să-ți dea nu. Okay. Nu știu dacă s-a întâmplat, dar RAR-ul, practic, e cel care decide. Paraf. Mașina trebuie să aibă peste 30 de ani vechime. De când s-a fabricat? De când s-a fabricat exemplarul, nu modelul, de când a ieșit din fabricație. Înainte că exista, așa era, așa dar era. Acum contează anul de fabricație a mașinii tale, care s-a produs în 3 ani X și Y. Nu contează. Da. Și dacă tu ai o mașină, de exemplu, produsă în a 6-a 1992, tu deja te poți duce să iei atestatul. Deci nu trebuie să aștepți să se facă luna, trebuie să se facă anul. Până în 99 mai am, frate. Da. Dar stai că ajungem și la partea aia, mașina nu are voie să aibă modificări. Partea aia. Ok. Deci mașina trebuie să aibă piese originale, să aibă aspectul original. Ce înseamnă originale? Că nu sunt neapărat ale cu care ieși din fabrică, ci repere identice, da? Pe care se schimb care farul, pui un far identic. Original sau de producător? Sau aftermarket, desigur. Okay. Dar să fie... pentru mașina respectivă, pentru nu? Mașina respectivă. Faruri de wall seat pe Citroen. Exact. Da, un exemplu. Sau poți avea, de exemplu, și modificări. În sensul că dacă tu spui niște jante aftermarket, dar din perioadă care se montau pe acel Mercedes, îți spui niște DBS-uri sau pe acel BMW. Așa, șmecheri suntem noi? Da. Jos pantalon. Se acceptă. Se acceptă. Bravo, nu se acceptă, în schimb, să o trântești pe jos, să o lași foarte mult. Păi de ce că suspensia tot din anii aia? Păi da, dar nu cred că era... adică eu pot să vin cu un Golf 2 GTI, cu un Kida Camei X1, după vremea respectivă, cu jantele BBS după vremea respectivă și cu suspensia Koni după vremea respectivă. Dacă nu e exagerată? Nu e exagerată, e o mașină, dar mai e o chestie. O variantă sport. Modificările nu trebuie sau să fie foarte multe. Sport, ok. Și dacă sunt, în schimb, foarte multe, oricât de multe, dar s-au făcut cu peste 30 de ani în urmă, modificările, e în regulă. Oh my God. Adică dacă eu aduc o mașină din Germania de peste 30 de ani care are toate modificările trecute în brief... Da. Că au fost făcute, dacă tu ai dovezi. Că sunt în brief, că asta e mai mult de atât nu. S-a pus problema inclusiv să poze de acum 30 de ani ce s-a duc. Dacă se poate atesta o autorulotă, știi? Și era când a fost transformată în autorulotă, când a fost făcută, că dacă tu ai de exemplu un transportă transformată în autorulotă acum, chiar dacă faci în stilul ăla, nu merge. Dar dacă tu ai o autorulotă transformată acum peste 30 de ani, e în regulă. Ok. E în regulă. Dacă... și odată ce trece această mențiune în carte, ai niște avantaje. Odată. Sună telefonul, e ok, nu răspunde nimeni.
A, îl aude și Dobrescu? Îl auzi, mă? Să nu-l audă, mă. Ce piața de benzinărie, frate, nu e aici, nu suntem de capul nostru. Știi ce zic? Sigur e telefonul sau e vreo alarmă de la un cuptor? Cred că s-a copt pâinea, mă, nu știu. Păi, nu, sandwich-ul ăsta bun, de la că tot vorbim. Eu să muși din el, îmi pare rău. N-am, adică arată cașcavalul ăsta aici, e nou sandwich cu șnițel de la... L-au făcut... Fața lui Alin, că muși din ăla e. Na, nu mi-am luat insulină la mine. Nu m-am gândit că mâncăm aici. Deci, practic, poți să-l mănânci liniștit. Să-l dau la pachet. Bă, arată mai bine. Să-l prind plan pe tine când mușca. Să-l dau picăturile în ochi. E ok, e bun. Să-l dau la pachet. Băi, e bun. Da. După ce trece mențiunea, te cred. Te cred, exact te cred, dar eu mănânc doar când se poate, nu când vreau. Da. Vezi că ai niște făină. Va bine să nu fie la nas. Nu ești atât de bogat. Adică te-am văzut, ești, dar nu ești Toyota, chiar. Am Toyota, am 7V8, e suficient, nu mai am și bani de droguri. Știi cum e aia, știi? Învață-ți copilul să fie pasionat de mașini, că nu o să mai bă da, bani de droguri. Da, da, da. E ok. Eu nu mai am bani de nimic. Că nu. Voiai să, totuși, înainte să spun care sunt avantajele vehiculelor da, istorice, vreau să spun ceva, da. Zi. Dacă eu am atestat mașina ca mașină istorică și pe aia o modific. Oh, well. Nu e bine? Nu e bine. Nu e bine. Pentru okay. că tu, după ce obții atestatul de vehicul istoric, da. ITP-ul faci la 2 ani, ca la mașinile okay. noi, nu mai faci anual, dar îl faci probabil. Doar la rar. Ok. Și la rar, oamenii se uită, hei, asta nu mai e cum trebuie. Uh-huh. Și nu-ți mai dau ITP-ul. ITP-ul. Și tu trebuie să faci reverse. Da. Da. Ok. Altfel, momentan chiar există o discuție pe care, la care încă nu avem răspuns, adică încercăm să rezolvăm această problemă. Tu dacă vrei să faci dintr-o mașină vehicul istoric, să scoți vehicul istoric, să ștergi mențiunea de vehicul istoric ca să o modifici, da? Ok. Nu adică poți. Eu am o mașină vehicul istoric și vreau și să mă întorc la autoturism. Da, da, nu poți. Nu mai vreau. Nu există. Nu există? Nu există încă nicio, adică rarul spune că nu. Și retromobilul spune că rarul decide și rarul spune că retromobilul decide. E o chestie de asta. Și am înțeles. Da, cum sunt? Dacă ții un Porsche și vrei să faci Tiger, da? Există o variantă. O exporți în Germania și... Mai există o variantă, o radiezi și o reînmatriculezi. Ia spune-mi, Daniel, cum e cu radierea la cerere? Cine o poate face? Prin hotărâre judecătorească. Ah, că știu că e dificilă radierea la cerere. Eu am pățit asta aha. cu Silvia. Aha. M-am uitat pe Facebook și am găsit da, un da, da, povestea știi, ta. Știi povestea, da? Da, da a fost radiată la cerere, pentru că în vremea respectivă mașinile se vindeau și nu se înmatriculau la poliție pentru că trebuia da. Să plătești taxă de primă matriculare da. Și se schimbau proprietarii, da? Și proprietarul care era în carte se ducea la judecată și spunea, dom'le, eu primesc amenzi. Xulescu care a luat mașina de la mine n-a înmatriculat-o. Faceți ceva. Judecătorul cheamă pe Xulescu. Eu sunt de vină. Judecătorul cheamă pe Xulescu la judecată. Să zică, bă, de ce n-ai înmatriculat mașina? Înmatriculează-o, că uite, vin la ăsta amenzi. Xulescu nu se prezintă la judecată, că el a vândut-o lui Y-culescu mașina. Ce să mai mă prezint eu la judecată, mă cheamă ăsta în legătură cu mașina? Că nu mai e a mea, e a lui Vasile. Vasile nu se prezintă, că nu cheamă înțeles. Nimeni și judecătorul okay. decide că mașina se radiază pentru că respectiv nu s-au prezentat. Mașina se radiază la cerere, chiar dacă numerele și cartea sunt la Y-culescu, la Z-culescu, că de la Y-culescu a ajuns la Z-culescu. Știu că așa era înainte, știi? Se vindeau mașini, da. Talonul de bani, hai salut. Da, și de atunci... Se face, de fapt. Dar se face și acum, pentru că legea în România nu te obligă să înmatriculezi mașina, te obligă fiscul să o declari în 30 de zile. Dacă nu o declari la fisc în 30 de zile, primești o amendă. Amenda e undeva la 12 lei, nu glumesc. Iar poliția nu știe. Iar eu, care aveam mașina radiată de la poliție, puteam să mă duc să fac ITP. Pentru da. Că mașina era radiată doar din sistemul poliției, nu și din sistemul RAR-ului. Wow. RAR-ul te duce cu cartea la RAR și spunea mașina asta nu e radiată. Mm. Păi am fost la poliție și mi-a zis că e radiată. Nu, nu e radiată. Poți să faci ITP. Și m-am și am făcut ITP. Ok, cu dar între cum se făcea radiere da. La cerere da. Pentru... mașinile, cum, de exemplu, arouri. Foarte multe arouri au supraviețuit pe la sate, făceau radiere ca să meargă cu ele pe câmp, pentru că aveau motor mare, mai ales mai motorul de Brașov. Oamenii impozit. Are asta... 3,1 litri, da. Știi? Și dacă aici e autoturism... Iarăși o tâmpenie românească, tipic da. Românească. Da. Nu este normal să plătesc impozit după capacitatea cilindrică. Nu are nicio legătură cu valoarea mașinii. Exact. Este o tâmpenie totală și oamenii profită de chestia asta să facă bani. Lucru care nu este corect. Există cataloage fizic, pe print,
unde poți să vezi mașina, anul de fabricație și motorizare, să-ți dea un preț, da? Și există și programe pe calculator, unde bagi seria de șasiu, programul respectiv îți spune ce mașină e, ce dotări are și prețul de achiziție al mașinii sau prețul de vânzare al mașinii, prețul de catalog. Degeaba eu am dat pe mașină 9.000. Dacă prețul de catalog e 7.000, eu trebuie să plătesc impozit la 7.000. Pentru că nu este normal ca eu, care am V8-47 pe o mașină a cărei valoare era de 6.000 de euro în momentul în care am comandat-o eu, să plătesc același impozit de 80 de milioane cât plătește un proprietar de Cayenne nou, a cărei valoare e 170.000. Nu e corect. Exact. N-are cum să fie corect. Iar partea cu Aro a fost... Știu scandalul din momentul în care au făcut impozitele astea mari, că nu erau mari ele pe vremuri, și toți oamenii de la țară au zis, cum că eu am Aro? Eu am Aro, stamărât la câmp, lucrez cu Aro. Cum să plătesc eu 40 de milioane impozit la Aro? Și atunci a apărut înmatricularea pe primărie ca utilaj agricol. Și primești un număr galben și mergi cu mașina ca utilaj agricol, nu știu ce impozit ai, bănuiesc că... Pe primărie ceva, da. Se reduce acest impozit și poți să circul cu mașina, nu știu, pe raza județului sau nu știu, o combinație de asta, știi, să circuli pe câmp, pe stradă, pe nu știu ce. Dar, repet, niște lucruri aberante. Nu, păi da, domnule, da, dumneavoastră, mi-am zis mie la taxe și impozit când am fost cu Toyota. Da, domnule, da, dumneavoastră, poluați mult că aveți V8. Păi da, dar n-am o taxă de poluare în combustibil, care e logică. Cât merg, atâta plătesc, nu? Cât consum, cât arzi? Cât ard, atâta plătesc, eu poluez. Eu consum 25 de litri la 100 de kilometri. Normal că plătesc mai mult decât unul care consumă 7 litri la 100 de kilometri, nu? Deci eu poluez mai mult, că ard mai multă benzină, ăla poluează mai puțin, că arde mai puțină. Eu plătesc mai mult, ăla plătește mai puțin. Nu mi se pare, știi ce zic? De acord cu tine și asta cu taxa, dar am sărit oricum la cu totul alte subiecte. Dacă se va pune taxa de poluare pe mașini vechi, aș vrea neapărat să fie... ceva care țină cont de cât mergi. Pentru că eu am acest Peugeot 406 din 2000, da, Euro 3. Ok, poluează. Problema e că eu fac 3000 de kilometri pe an cu ea. Pentru că eu mă duc să iau mașini de test cu ea, mă duc, fac drumuri scurte, eu n-am job de birou, fac navetă, nu sunt ca ăla care vine din Berceni cu mașina, cu Golful, știi, și merge 20.000 pe an. Și de ce să plătim la fel? Eu n-am de ce să renunț la mașina asta. Eu am mașina asta veche, Peugeot-ul, care are 22 de ani, dar nu sunt în aceeași categorie cu cel care și-a cumpărat acum o mașină de 300 de euro cu care merge. Că pentru că mașina asta o am... bogat de mult, vezi doamne. Nu, da, e o mașină care a rămas în familie, care merge, e o mașină pe care o conduc din 2006. Nu merită să o mai vinzi. Și nu merită să o vând. Știu, înțeleg, sunt mulți oameni și eu am fost în situația asta, în care am avut niște mașini cumpărate de noi, care erau foarte bune, aveau 60.000, 80.000 de kilometri, că nu puteam să merg cu 3 mașini odată și trebuia să o vând pe 5.500 de euro. Păi nu merită să o vând pe 5.500. Merg cu ea, de aia 5.500, mai merg încă 10 ani și păi orul la gunoi. Că nu, adică ce să fac cu banii? Este, deci noi am luat-o în 2005 și de atunci mașina asta nu a mers 100.000 de kilometri din 2005 până în prezent. Da. Deci de asta sunt multe mașini de genul ăsta în România, foarte multe, pentru că în perioada aia 2007-2008-2009, când lumea avea bani mulți, că erau credite și toată lumea își făcea un credit și toată lumea își cumpăra câte o mașină, foarte mulți oameni și-au cumpărat niște mașini de care n-au avut cu adevărat nevoie și mașinile respective au făcut puțin kilometri și da, sunt în momentul de față multe mașini 2008-2010, să zicem, care au 90.000, 70.000, 60.000, 110.000. Le aștept să devină vehicule istorice. Palea. Alea le aștept în garaj, da. Mie îmi plac toate mizeriile astea de mașini de anii 90, adică inclusiv chestii plasticoase, oribile, înțelegi? Nu știu, Renault 19 Shamad. Dacă găsești un Shamad, Renault 19 Shamad din ăla, că m-a avut la poliție, dacă mi-l găsești cu puțin kilometri și original, eu l-ador, aș merge cu el. Îmi plac, îmi plac foarte mult, pentru că mi se pare așa că te poartă în timp, te duce către vremurile alea și îmi place simplitatea, îmi place, dar îmi place să mă joc cu, nu trebuie să fie neapărat ceva anii 70, Mustang, Porsche. Da, am înțeles, poate să fie o mașină normală. Și consider că toate mașinile au dreptul să devină istorice, pentru că mai există și discuția asta că adevăratele mașini istorice sunt alea 60, 70, 50, 60, 70, bineînțeles și alea interbelice. Nu, toate, pentru că ele sunt definite, ele definesc anumite perioade și sunt apreciate de anumite categorie de oameni. Dar ghiși ce, suntem diferiți, toți avem dreptul să avem nostalgie către lucrurile care cu care ne identificăm. Da. Pentru că acum, de exemplu, se atestează foarte multe mașini 80-90. E în regulă, pentru că oamenii care își cumpără acum de 30 de ani, pe alea și le amintesc, adică sunt mașinile copilăriei mele. Mie îmi place BMW-ul E39.
Foarte mult. De ce îmi place? Pentru că un unchi de-al meu, când eram copil, a venit cu un E39 din Belgia nou. El locuia în Belgia. Era nouă mașina. Tata avea Aro. Păi eu când m-am urcat în E39, pentru mine a rămas acolo, înțelegi, un reper. Și da, mie îmi place mașina din amintire, știi, toată chestia. Da. Alții consideră că nu are nimic. Ok, nu are nimic. Mie îmi place. Pentru tine, da, nu contează. Mie îmi place. Da, de acord cu tine. Toate mașinile au dreptul să fie mașini istorice, pentru că la momentul respectiv, niște oameni au avut niște amintiri cu ele din copilăria lor. Cu mie nu-mi plac mașinile din anii 60. Nu-mi plac, că nu mă identific cu ele. Nu mă identific cu ele și îmi plac mașinile anilor 90. Da? Așa sunt și alți oameni care se identifică cu mașinile anilor 2010, să zicem. Și alea, când vor fi istorice, ei vor vrea să le aibă, că au niște amintiri sau sunt, nu știu, mașinile copilăriei la care n-au ajuns niciodată. Știi cum le spuneam ăstora la Iași băieților, că never meet your heroes. Adică dacă zic Ford Escort Cosworth, da? Pentru mine, în copilăria mea, când eu la 19 ani am avut Ford Escort XR3, pentru mine Escortul Cosworth era Dumnezeu pe pământ, înțelegi? M-am urcat într-un Cosworth și am rămas dezamăgit. Adică pe lângă 3 ceasuri și o boxă și așa, asta era în plus. Știi, în rest totul era un Ford normal și sunt ferm convins că dacă aș fi mers cu mașina, iarăși nu m-ar fi mega încântat că, vai, uite ce bine amortizează și așa. Dar sunt mașinile anilor respectiv care ți-au creat ție niște emoții, niște amintiri, niște lucruri, te legi de niște chestii și dacă ai posibilitatea și îți permiți să le cumperi, să le ai acolo în garaj, e mișto să le ai, să te duci, să le vezi, să le mângâi, să le faci poze, să ieși cu ele, să le plimbi, să le nu știu ce, dar nu e o chestie ușoară. Nu e. Adică dacă oamenii se gândesc și zic, a, mi-au și o mașină, mă. Uite cum zice băiatul ăla, chiar am 8.000 de euro, bă, frate, mi-a înstrâns 8.000 banii mei. Uite, mi-au o asta veche că investesc în ea. Cred că o să-i crească prețul și că n-am să fac cu banii, nu știu ce să fac cu ei, nu-i bag în bancă, mi-au o mașină veche. Nu e așa de simplu. Să o ții, să o întreții, să o plimbi, să ai unde să o parchezi, să nu te trezești cu uși zgâriate, lovite. Adică nu e o chestie simplă să deții o mașină veche. Una, dar să deții mai multe. Știi? E foarte complicat. Da. Bun. Zic cu Jeep-ul. Cu Jeep-ul vreau să zici, că acolo, eu am rămas acolo la, am vrut o mașină de teren ca să nu știu ce. Am vrut o mașină de teren, da? Cu care să, deci în pandemie, singurele evenimente retromobil care s-au ținut au fost astea de mașini de teren. Pentru că oamenii s-au dus prin munți, nu s-au mai dus prin mașini, okay, nu s-a, știi, alea când erau atunci lockdown, știi, alea au fost singurele ieșiri pe care oamenii le-au mai organizat. Când era voie. Bineînțeles, nu o să spun acum că au făcut evenimente. Nu, doamne ferește, n-a făcut nimeni nimic ilegal, stați și... ok. Am început să mă uit și mie îmi plăcea Cherokee-ul ăsta tot din copilărie, cred că le vedeam pe stradă, îmi plăceau și mi se păreau mare atunci, după aia când am luat-o mi se pare că era mică, dar mi se părea mare când eram eu copil. E și mare, da. Și nu te ajută mărimea pe tine. Am căutat. Vrei să povestesc cum, de ce am luat-o pe asta? Da. Bă, deci nu, eu am o nebunie pentru versiunea aia cu lemn pe lateral. Știu, cred că am vrut să Breyer-ul. Zic, da. Dar numai că alea s-au vândut doar în state oficial, okay. În Europa sunt foarte rare. Și nu punem noi lambriu pe el? Și nu punem lambriu pe el, că mie îmi place să fie doar el deal, dacă tot. Și am de ducea la niște băieți, îi trăgea frumos cu chenara, așa, cu bordură, cu cuiuțe de alea mici, bătaia așa frumos. Și mișto era cu lac. Se pune și o baghetă despărțitoare, știi? Bagheta aia. Deci, frumos, la dede maniei niște... Da, făceai frumos cu plintă. Exact. E, și... Dar nu putem aveam să transformăm, nu putem să transformăm mii, mașina ta în mașină de-aia? Nu prea. De pentru ce? Că nu a existat Breyer Rudd în două uși. Nu a existat Breyer Rudd în două uși. Și tu, fraier, trebuie să iei în patru. Așa, așa am vrut eu. Am și unul în patru. Dar știi că am două. Eu mai am unul în patru. Păi și ai să-l faci pe ăla cu lemn? Nu? Să trecem peste? Îl făceam în două uși singurul. Cu lemn. Și Evo ăla în două uși. Da. E, așa. Da. La ei e altă treabă, măi. E altă șmecherie. Nu e ca la noi. So, da. Mă uitam prin state, mi-am dat seama că să aduc unul din state e scump, n-am bani, în fine. Și am avut mai multe momente în care mă tot uitam eu pe net așa pe mașini. Băi, și momentul în care l-am văzut pe ăsta, mă uitam pe un motor de căutare de vânzări de mașini, de anunțuri pe Europa. Și ăsta mi-a apărut în Austria și am mai găsit în Polonia ceva, benzină 4 litri manual, roșu, cu interior gri. Și ăla era, dar era lovit în față. Și mă gândeam între astea două, știi, și... am vorbit cu neamțul, cu austriacul, prin mesaje, pe WhatsApp, nu știa babă de engleză, deci foloseam Google Translate. Zicem lui Graț, da? Și-a chemat pe om? Da, nu. Eu le pun denumiri mașinilor din orașul de unde le iau, okay. Da. Păi Săftica e luată din Săftica. Ok, bun. Și am avut un moment din ăla de un imbold așa de curaj și am vorbit cu un prieten care aduce mașini, care din Carei, Cristi,
Și mi-a zis, da mă, sunt liber weekendul ăsta, hai să mergem. Am luat trenul, am plecat la Cărei, am luat bani, am plecat să iau mașină. I-am spus Elenei, prietenii mei, zic, eu o să iau mașina asta, e un gunoi, dar vezi, tu știi cum e cu mașinile astea istorice, băi, asta e o mașină, uite la ea, cred că e vopsea originală, uite cât de bine arată, măi, țiplă, mă, mașina asta. Bă, și dacă e nașpa, băi, o vând cu mai mult, sigur, sigur face bani ăștia. Tu te mințeai pe tine sau pe ea? Pe ea. Ah, okay. Dar nu, și eu, și pe mine, în același timp. Momentul ăla încă mai credeam, știi? Și am plecat acolo. E bine să te încurajezi mașina asta. Austriacul era un hoarder dintre ăla, de avea o hală plină de, de toate, inclusiv avea un Ford Model A din ăla restaurat frumos, dar avea jukebox-uri, avea slot machines din alea vechi, avea espresoare de cafea, avea o firmă de reparat espresoare și avea niște mașini de cafea de alea imense din anii 50, absolut superb. Și jeepul ăsta într-un colț, care și acolo în garaj arăta bine, știi, mă uitam, mamă, alb, strălucitor, așa, bă, ce mașină bună. Mi-am pus bateria pornit, era nepornit de 5 ani, a pornit imediat. Țais, nu pleca de pe loc, frâne blocate. Atunci cred că e momentul în care mi s-a spart un disc de la LSD, că noi am forțat-o cu reductor, cu alea, să-l scoatem în loc să... Da. Okay. Și l-am scos, cu roată blocată, l-am urcat pe platformă. Nu, l-am scos, ne-am uitat la el, am văzut niște rugină, avea. Și i-am spus că are rugină, dar moșul, că omul era în vârstă, știi, 60 plus, nu putea să se plece acolo să vadă. Făcea, că e rust, nu, rust. Rust, nu știam germană, Cristi, care a fost cu mine, încerca el să o facă pe transportor, nici el nu știa germană, dar el mai știa așa din ce mașini cumpără de pe alții prin Germania. Ideea e că până la urmă am bătut palma cu, nici el n-am vrut să lase mult la preț, că îți dai seama, vin cu platforma în fața casei, cine mai negociază? Băi, ai venit din România, e clar. Am plătit, 5 minute după ce am plătit, apare un prieten de-al lui care vorbea engleză, un alt moș, și eram, bă, unde ai fost acum 5 minute că mai... Da, am luat mașina pe platformă și am plecat, am băut o bere, fericit că mi-am luat cea mai tare mașină. Bă, a doua zi, m-am trezit dimineața, după ce am dormit noaptea, am ajuns la 3, m-am trezit dimineața, mă uit eu așa la ea pe platformă, mă uit de desubt, mă uit în interior, dau la o parte husa de pe banchetă, că până atunci nu mă uitasem, văd că nici bancheta nu e cum trebuie, că e gri, fața e roșie, încep să o mai miros eu așa un pic, mă uit la carpetele alea pe jos cu ciucuri pe care le avea pe post de preșuri, mă uit în jur, nu prea e bine. Cristi ăsta, care a fost cu mine, bunda, mai avea încă două de vânzare. Mă, mă uitam la ale lui, parcă stăteau și mai înalte de fund, știi? Nu aveau orcurile chiar atât de ruginite. Eu le vindea cu 1500-2000 bucata, înțelegi? Da. Eu dădusem trip. Și, ok, am plecat acasă. A rămas că mi-a trimite el mașina, mi-o aduce cândva când are drum la București. Și ăla a fost momentul în care începusem să-mi caut eu un garaj unde să mă apuc să lucrez singur la mașină. Ziceam, hai mă, că nu ții un pic acolo, o curăț eu. Până când a adus-o în București Cristi și am dus-o la, pentru prima dată la elevator la un prieten. Și ăla s-a uitat așa și a reușit să bage un deget printr-un prag. Că atât de ruginit era. Deci a intrat degetul prin prag. Da, da. Și am zis, băi, s-ar putea să fie ceva rugină aici. Da. Și în fine, până la urmă am zis că o fac într-un service, am ajuns să o fac la Auto Ca Nouă și am făcut parteneriatul ăsta cu Autocarma piese. Și tot nu-mi imaginam cât de greu o să fie. Adică în momentul în care mașina s-a desfăcut și în momentul în care am început să descoperim câte sunt de făcut, că pe lângă la tablă, de fapt, nu e așa de rău, să știi. S-au făcut câteva petice. Băi, dar tot ce înseamnă tren de rulare pe dedesubt era crocant. Când am fost la Mihai, nici nu ar trebui să spun asta. Deci când am fost la Mihai, s-a blat, mi-a zis, te rog să nu promova că fac eu asta, că nu vreau să mai vină cineva vreodată ca tine. Da, e complicat. Pentru că erau efectiv toate brațele, toate elementele de sub super ruginite. De exemplu, apărător de noroi de asta, tambur, chestii, deci a curs rugina pe mine când le-am dat jos, efectiv era. Da. Dar o să fie făcută mașina cu piese, cât mai multe piese OEM, deci am căutat ce amortizoare au fost de fabrică, ce arcuri, ce ce repere. Și după ce o să o fac, o să mă plimb cu ea. Și atunci o să văd și eu cum merge. Că pentru că n-am mers. Și dacă nu o să-mi placă cum merge, o să-ți placă. O să trebuiască să-mi placă de toți banii. Dacă nu o să-ți placă, trebuie să-ți placă. Pentru că așa mai fac oamenii care își pun rost pe 40 și zic, cum, eu îi întreb, cum merge mașina? Eu sunt mulțumit. Păi tu ce să zici? Știi ce zic? Sunt foarte mari, nu? Da. Deci tu ai 29 pe Jeep. Aha. Alea, imense, în sfârșit. Dar da, o să-ți placă mașina. Sunt ferm convins că o să-ți placă mașina, pentru că e și prima mașină de genul ăsta și automat o să fie o chestie nouă, o să te ducă niște locuri mișto și atunci o să mai lași din pretenții că te-ai zgâlțit, că nu știu ce poate să nu-ți convine, că poate n-ai suficient de mult loc sau chestii de genul ăsta. Eu mă aștept la următoarele. Gălăgie, motor diesel, Renault, aspirat. Și okay. De ce mi-am luat o diesel?
Că cealaltă era benzină, aia pe care, la care mă uitam în Polonia. Aia era un pic lovită în față. Aia avea interiorul impecabil, dar nu era roșu. Eu aveam, am chestia asta, voiam o mașină cu interior burgundi, îmi place mie așa să fie. Ok, pluș. American, stilul ăla. Cu... și, catife. Ăla de Polonia avea 250.000 de mile și m-am gândit eu, bă, asta înseamnă 400.000 de kilometri. Da. Nu era o problemă, de fapt, că motoarele alea sunt mega fiabile. Deci nu era o problemă. Și era și 6 în linie, 4 litri manual, sunt rare. Da, trecând peste, n-am luat-o. Oricum, polonezii sunt dubioși cu actele. Mulți mi-au zis, vezi că ăștia cu vama mai fac mizerii, te vii aici, nu poți să o matriculezi. Polonezii, să mă scuze polonezii cinstiți, dar polonezii sunt cei mai mari hoți din Europa. Cei mai mari hoți de mașini din Europa sunt polonezii. Da, deci pentru că țara lor îi ajută. Dacă adică dacă... ușor în nord, dacă nu. Trebuie. Adică tu, ca să fii proprietar de mașină în Polonia, trebuie să ai o hârtie de la mine, că ai cumpărat-o. Ah, ca în state. Deci nu mai contează că mașina e furată. Dacă tu ai hârtie aia, că ai luat-o de la Daniel, Marius, Vasile, nu contează, ești proprietar. Ok. Și atunci statul îi ajută să fie hoți. Da, și am luat acest model diesel, pentru că m-am gândit că cu ăsta o să merg liniștit, că na, consumă 9-10, o să merg oricât. Dar da. Mai era o chestie, tot din copilărie. Da. Eu când aveam vreo 12 ani, taică mi-a cumpărat, a cumpărat un Renault 21 cu același motor, dar aspirat. Okay. Și aia a fost prima mașină pe care am condus-o eu singur la volan, okay. Pe drumuri nepublice. Da. Da. Și de aia cumva mă gândeam că e familiar sunetul, țăcănitul ăla. Zic, ok, mi-amintești din copilărie, l-am luat. Acum nu știu dacă nu, cumva, totuși e mai frumos cu un benzinar mare. Că îți repet. Pentru prima mașină e okay. O să fie o experiență mega ok, vei fi mega încântat pentru că n-ai cu ce să compari. În momentul în care o să mai treacă timpul și o să compari cu alte mașini și așa, o să zici, bă, nu e chiar cea mai bună alegere. Sau mă întreabă oamenii, de exemplu pe mine, domnule, ce să-mi iau? Vreau să merg și eu la camping, ce să-mi iau? Nu pot să-i dau un sfat ok, pentru că fiecare om e cu plăcerile lui, cu nebuniile foarte lui. Cu... și atunci trebuie să mergi ca să vezi ce ai nevoie. Exact. Poate tu nu o să ai nevoie niciodată de o mașină mare și grea, în teren. Știi? Poate o să rămâi la categoria asta de mașină, doar alt model sau alt tip de suspensie sau alt tip de... O să începe. A, nu mai vreau că asta are foi de arc, vreau că elicoidale, asta are băr de torsiune, nu mai vreau. Vreau să fie coilover, vreau nu știu ce. Vreau... pretențiile vin cu timpul și cu experiența. Adică o să mergi, o să vezi, o să, îți repet, o să te poarte pe niște locuri și o să faci niște urcări pe care tu pe jos nu poți să le faci și mașina aia le face și o să zici, wow, ești nebun, cât de tare e, chiar e tare, știi? Și cu timpul probabil pretențiile o să-ți crească și ți-ai zis, o să vezi că, bă, n-am loc să dorm în ea sau, bă, nu mai mi-ajunge portbagajul de bagaje, că uite, am luat și cățelul și purcelul și vreau să mi-am luat și... cățel mic. Okay. Da, dar cățel mic, accesorii, nu e așa simplu, știi? Dar cu un suflet mare, un caracter foarte mare. Și atunci, de-aia zic, nu cred, adică îmi vine greu să cred că un om care e pasionat de mașini, își cumpără o mașină, o recondiționează, face niște eforturi pentru a face lucrurile astea, se urcă la volan și nu-i place. Îmi vine greu să cred. E destul de complicat. Dacă nu, după aia o înalț, nu mai fac istorică, o înalț, o fac... Măcar, da, știi, nu care știu. Cherokee-ul a fost printre... El a fost inovator la vremea lui, acest XJ, pentru că are șasiul practic sudat de caroserie, că are niște longeroane din fața până în spate, da, și sunt, i-au spus, e uniframe, nu unibody. Da. Și de aia nu e foarte înalt, n-ai poziție de condus înaltă. Loc, da. Nu, și nici nu e înalt, el pare un break, de fapt, așa când te uiți la ăsta în două uși. Și de aia, senzația la volan nu ai... pe aia de o caută oameni în mașină de teren, de privești totul de sus. E așa, mă, eram, eram într-un CRV, într-o Honda, și mă uitam la unul cu un XJ în Constanța acum două săptămâni, am că era jos ca mine. Tine, și eram, băi, eu sunt într-un SUV. Poziția, scaunul la Jeep e foarte aproape de podea. Da. Înțelegi? Da, da. Nu este cum e la Toyota. Adică și de ce? Poziția picioarelor, pentru că e... că scaunul este de Renault. Ancor, scaunele, deci momentul în care AMC a făcut acest model era controlat de Renault și pe lângă faptul că designul a fost făcut de Renault, motorul diesel iată de la Renault, dar Renault și-a oferit suportul pentru multe aspecte ale proiectelor. Și, de exemplu, scaunele sunt luate de la alte modele Renault care erau în perioadă, Renault Ancor, se vindeau în state și Renault mai era ceva. Deci dacă părerea mea despre Jeep era proastă, acum că ai aflat că e Renault cu Fiat, acum e și mai proastă. Da, mă, nu, glumesc, Doamne ferește. Fiecare mașină are avantajele și dezavantajele ei, cu frumusețea ei, cu caroserie, cu lucruri. Eu sunt genul...
nu toate jeepurile. Mai unele mai sunt și cu Mercedes. Unele mai sunt și cu Mercedes, măcar motorul, ăla fiabil care nu se. Ai 2.7? Da. Și are 2.7 de Mercedes care ăla dubițarii, nu se strică niciodată, injectoarele sar, furtune, turbine, te... niciodată nu se strică. Bă, da, se putea mai rău. Eu, știi că da, pe Grand Cherokee... Ia G55, că nu se strică niciodată. Pe Grand Cherokee exista 3.1 diesel. 3.1. Dezastru. Garbagio. Garbagio total. N-ai ce să cauți cu 3.1. E și impozitul greșit. Dar nu, 3.1 nu este un motor de cumpărat. 2.7-le, hai să zicem. Dubitarii. Deci ăla, da, să zicem că mai face ceva, mai schimb, mai tai acolo la parbriz ca să nu, știi, ca să ajungi la ultimul injector. Am văzut prostia asta, da. Da? De, nu e o prostie, e o variantă în care nu mai dai motorul jos. Să trecem peste, nu? Detalii, da. A, la tine tăiat așa? La toate jeepurile. Nu există jeep, nu există jeep Grand Cherokee 2.7 care să nu fie avut probleme cu injectoarele. Există. Există. Să aibă cât de curând. Da. Deci, da, numărul mare de kilometri vine cu niște probleme normale pentru mașini. Regimul de utilizare. Și regimul de utilizare, și eu le spun tuturor că mulți proprietari de mașini de teren nu au făcut o întreținere așa cum trebuie. Și atunci, exact, nu mașina e vinovată, nu modelul. Ok, ok, că au apărut niște modele de Toyota, că au fost niște mașini iconic, care au mers 3-400 de mii fără să schimbi ulei un grup. Ok, domne, ce bune au fost ale. Da, s-a întâmplat, dar nu e o lege, adică nu e o regulă. Adică eu nu îmi schimb bateria la ceas și zic că e ceasul prost. E ca la oameni. Există o predispoziție spre a face ceva, da, o afecțiune, dar nu înseamnă că o faci sigur, ci da, ține de stilul de viață, la fel, da, și la mașini. Asta îi spuneam lui Marius, că el face serialul lui cu Jeep, că voi sunteți cu Jeep-urile, ca să zic așa, și cu serialele voastre de recondiționări și așa, care sunt niște lucruri foarte mișto și foarte bune din punctul meu de vedere, mai ales pentru oamenii care dețin modelul respectiv, că nu prea mai găsești informații sau... informațiile s-au spart atât de mult încât e foarte greu să le mai găsești. Pe vremuri găseai pe forum. Intrai pe forum și îți pierdeai niște timp citind. De ce-ți faci tu ție asta? Că-ți tremură o ploape când vorbești despre Jeep. Te văd. Nu, mă, deci n-am nicio problemă. Nu, n-am nicio problemă. Să păstrezi. Jeepul Grand Cherokee. De fiecare dată când mergi cu mașina, am poză cu el, zâmbește la volan. Da, Jeepul e un Jeepul 2.7 ăsta, Grand Cherokee, pe care l-are Marius. E o mașină foarte mișto, din punctul meu de vedere. Adică e foarte confortabil în teren. Ce, mă, nu e confortabil în teren? Poate tu ai la fel. Da, e o mașină foarte confortabilă în teren. E o mașină destul de potentă în teren, care pentru 2.7 ăla și puterea pe care o dezvoltă cu greutatea ei face față foarte mișto în toate situațiile. Dar pentru mine nu, e prea mică. E înăuntru, e prea grand, mică. Grand și rog, dar ție ce, da, trebuie? Trebuie un commander dintre ăla. Nu, nu trebuie Toyota. Ah, am înțeles. Cabină înaltă. Da. Okay. Este spațiu în mașină, mi-am spus așa, în Jeep este apartament cu două camere în care stau 4 persoane, iar în Toyota e apartament de 4 camere în care stau 2 persoane. Așa te simți. Înțelegi? Deci în Jeep, în Jeep-ul lui Marius, dacă fac o urcare la munte, da? Nu. Nu văd capătul urcării de la volan. Trebuie să mă las cumva așa. Să mă uit, să văd capătul. Nu-l văd. E foarte compact. Am înțeles. Știi? Habitatul. Dar vine și mai și. Da. La Toyota stau așa la volan și văd capătul. Știi? Mașina, la prețul la care a ajuns și ce poți să cumperi de banii ăștia, e mega ok. Adică de-aia am zis lui Marius să-și ia Jeep. Nu e să-și ia Jeep ca să-mi bagi joc de el. Ia-ți mă Jeep să râd eu de tine, înțelegi? El nu e convins încă, dar în sfârșit. Adică raport preț, calitate, opțiuni. Nimic nu bate o Vitara. Vitara e... Vitara de 2000 de euro. Nimic. S-au dus vremurile alea în care luai mașini de 2-3 mii, da, și mergeai cu ele. Nu mai, s-au dus. Adică au trecut 10-15 ani peste mașinile respective și nu mai e cum. Eu când mi-am luat Terano, am mers cu el, nu știu, 2 ani în off-road fără să schimb nicio piesă. Și am zis și eu că fac cu Jeep-ul. Nu. Nu, i-am fost la... Au trecut niște ani peste ele și să mă întorc la ce cred eu despre oamenii cu mașini de teren, este că, repet, nu fac o întreținere așa cum spune producătorul. Mașinile sunt niște chestii foarte complicate. Nu e o chestie așa, mi-am luat un aragaz, l-am băgat în priză, îl folosesc, s-a stricat, îl arunc. Nu! Mașina e o chestie complicată care are nevoie de foarte multă atenție, de foarte multe proceduri, de foarte multe chestii ca mașina aia să se păstreze în timp așa. Condițiile sunt foarte grele ca tu să poți să faci totul așa cum spune producătorul, ca mașina respectivă să funcționeze în parametri cât mai mult timp.
Înțelegi? Uh-huh. Dacă noi nu schimbăm uleiul în grupuri niciodată, nu avem nu avem de ce să avem pretenția ca mașina aia să nu se strice. Știi? La Toyota Land Cruiser 100, scuză-mă că te întrerup, e o poveste. Dom'le, e prost grupul față, se rupe. Că e prea mic. Uh-huh. Pinionul cu diferențialul, cu tot ce e. Se rupe, domne. Nu, ăla se rupe pentru că nu se reglează. Ăla trebuie să-i faci un reglaj periodic. Înțelegi? Okay. Și atunci, dacă noi nu reglăm și dinții aia nu mai calcă corect, da? Că ei nu mai calcă corect, e un moment când se rup. E proastă, domnule, se rupe grupul față. Grupurile se reglează? Da. Oleu, păi dacă am făcut grupul bucăți la Jeep, am ceva de reglat? Ai 250 de euro. I-a căzut fața? Ia prin plan, ia prin plan. Da, la Toyota, poate la Jeep mai nu, că nu e nimic de reglat. Ce ai, mă, niște sateliți acolo? Ce să reglezi? Unde? Ce? Cum e atât de simplu. Calcă pinionul pe coroană. Cum calcă pinionul pe coroană, în știi? Într-o singură poziție calcă. Cum? Ce se reglează? Cu backlash, cu cheie, cu comparator, cu dat cu vopsea ca să vezi cum calcă. Nebunești, mă! Mai bine luăm o punte. Mai bine luai o punte, da. Era mult mai bine dacă luai o punte. Dar, repet, și puntea aia pe care o luai, nu știai dacă cineva a mai făcut un reglaj și ar trebui să-l faci. Și să schimbi și uleiurile în grupuri. Adică asta îi spuneam lui Marius. Asta îi spuneam lui Marius. El trebuie să schimbe uleiurile. Orice se face. Nu e nicio panică. El ar de prost. Motul mi-a făcut deja stocul pentru schimbat toate uleiurile. Foarte bine. Să mai pui ceva pe lucru. Bă, că ăsta a dat vreo 4 reclame pe aici. Să iei banii la sfârșit. Să notezi, să nu treacă așa. De antrenat la Optimize mă duc pentru spate. La Optimize Body Center. Bă, da, acolo, frate. Dă-i factura. Treci pe la caserie. Că e la... Da, mă, nu e panică. Mai trebuie să pună ceva pe lângă ulei în grupul, la Jeep, nu știu, la el. La LSD trebuie să pun un aditiv, dar tot de la Motul. Nu. Greșit. Nu? Nu. De nu la de la Motul. De la Jeep. De la Jeep. Nici nu știu dacă are, da, nici știu dacă are Motul, nici știu dacă are aditivul la Motul. Nu va stil de aia. Asta e problema. Și atunci trebuie să iei doar de la Jeep, că asta iar e și o informație de asta din popor, așa, că doar cu... cu aditivul ăla de la Jeep funcționează LSD-ul la Jeep. Este ca anvelopele alea de la BMW pentru X-Drive, nu? Nu numai de la BMW și de la Audi așa, și așa. De la Lexus și de la... Sunt mai multe acum, anvelopele speciale care respectă anumite... Că asta e lumea, asta e din ce în ce mai complicată. Și cașcaval, da. Deci, când desfaci, toate... Adică, ca să înțelegi la Toyota de ce se întâmplă. Grupul față, la mine, uh-huh. E grupul și din el ies niște planetare care nu sunt îmbrăcate într-o carcasă metalică ca să fie puntă rigidă, da? Uh-huh. Sunt planetarele cu burduf brațe, da. Până la roată. Eu am brațe. Bun. Și în momentul în care eu flexez în teren, în momentele în care flexez mai mult decât trebuie, planetarele mele trag de rulmenții care fac reglajul grupului. Și fac un pic de joc în timp, tot trag. Și faci un pic de... Și canelurile nu mai calcă. Da, ajunge să distanțeze un pic. Nu mai calcă unde sunt ele calculate să se împartă puterea. Și atunci calcă greșit. Călcând greșit, adică mie mi s-a rupt grupul pe față, în parcare. Am băgat și tăc, tăc, ce se aude? Tăc, 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 până s-a rupt. Înțelegi? Adică e un reglaj. Și asta spun. Sunt foarte mulți oameni care sunt iubitori de mașini sinceri. Nu combinatori, nu afaceriști, nu oportuniști, da? Dar nu iau în calcul să facă o întreținere ca la carte. Exact ce vorbeam, descris pe agenda, am făcut, schimb uleiul, fac, reglez. Uleiurile în grupuri se schimbă la 15.000, în general, la mașini. Dacă... Nu la 50.000? Dacă faci off-road, dacă folosești mașina în condiții grele, timpul se înjumătățește. La 7.000? Odată cine de la face motor? Asta vreodată în viața lui? Nu face nimeni niciodată asta. Îți schimbă odată pan dacă ești. La cutie schimbi uleiul? La cutie trebuie să schimbi uleiul în funcție tot de așa? Starea lui. E o discuție lungă dacă vrei și îl pomenim pe Motul care are un aparat special pentru schimbat uleiul cutiile automate. Dacă vrei să vorbim despre asta. Taie. Că... Da? Și aici are iarăși o discuție de cutiile automate în care oamenii spun, domne, convențional, uleiul din cutia automată se schimbă doar o mică parte din el, pentru că nu ai aparatul necesar. Adică dacă tu îi dai drumul, nu iese tot uleiul din cutia automată. Și atunci trebuie să ai aparatul ăsta care ți ia 90% din ulei și ți-l schimbă și bla bla. Unii spun, nu e bine.
Trebuie fără aparat, că așa zice fabrica. Adică dacă tu te duci acum la reprezentanță și îi spui schimbe-mi uleiul din cutia automată, el nu are aparat cu care să schimbe uleiul din cutia automată, îi dă drumul, îți scurge 20% din ulei și spune altul nou peste ăla. Și fabricantul zice, e ok așa, decât deloc, e ok așa. Da, e în prospătare. Înțelegi? Tu nu te auzi, tu nu te auzi. Da, zic eu, există un episod chiar la Jeep, zice Marius în spate. În care a refăcut cutia automată, a reparat convertizorul. Și e un material util pe care trebuie să-l vedeți dacă aveți cutii automate și vreți să faceți, să schimbați uleiul sau vreți să reparați convertizoare sau chestii de genul ăsta. Da, și dar dacă tot vorbim de Motul, tu cu Jeep-ul tău poți să intri pe site la Motul și ai acolo oil selector. Așa am făcut. Și vezi acolo intervalul și pentru grupuri. Pentru mașina ta. Ok. Dar asta spun, mai e mult până departe. Mai e mult până departe, dar asta spun. Sunt foarte mulți proprietari de mașini care sunt pasionați, care iubesc mașinile, care, nu știu, se dau cunoscători, să zicem, dar nu respectă intervalul normal dat de producător pentru mașina respectivă și nu face reglajele cum trebuie și lasă că știe mecanicul, nu mai pune cheia cu comparator, că știu eu că să strâng frate meu, că îl fac la mână begleșul, îl fac la mână, nu e panică. Uite ce mișto calcă, uite. Gata. Asta e valabil și în lumea mașinilor istorice, pentru că oamenii care își cumpără o mașină istorică trebuie să știe că întreținerea trebuie făcută la fel, preventiv. Pentru că mai ales dacă vorbim de o mașină ca Dacia 1000, hai să începem, Dacia 1000, știi? Da, da. La Dacia înainte pica, se rupea cureaua de la alternator, se ceda membran de la pompa de benzină, se împușca platina, ce mai avea? Și glere. Ok, da, Delcou, condensator. Toate astea se întâmplau pentru că nu exista întreținere. E adevărat că în anii 80 anii 90 a fost invadată piața de foarte multe piese foarte proaste, știi? Calitatea pieselor, da. Dar nu era numai asta. Oamenii nu întrețineau, adică acea curea de alternator se rupea pentru că ea nu era schimbată decât atunci când se rupea. Omul nu se uita la ea că deja cu ciorapii doamnei din dreapta. Cu ciorapii doamnei din dreapta. Da, 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 da. Dă și ciorapii jos, zice. S-a rupt curea de alternator. În schimb, la mașinile istorice este foarte bine ca întreținerea să se facă în avans. Mă, anul ăsta mă duc la evenimente, plec cu ea, fac un drum până Maramureș, cum a fost anul trecut cu Săftica. Revenim și la aia. Da. Și dacă faci întreținerea asta cum trebuie, preventiv, mașina nu o să te lase în drum. Și valabil pentru orice mașină. Și mai ales dacă trebuie să te gândești dacă îți cumperi mai multe mașini istorice, dacă poți să duci partea asta de a le plimba pe toate, de a le întreține pe toate, pentru că altfel vei avea nu niște mașini istorice, niște bijuterii, ci niște rable în cele din urmă, știi? Da, da. Cu care mergi. Adică tu cu mașina ta istorică faci pe an, dau un exemplu, 4.000 de kilometri, să zicem. Dacă te-ai dus la niște evenimente, ai fost ocupat, prezentări, tot, n-ai avut timp de tine, de relaxare. Și ai făcut doar 4.000 de kilometri. Trebuie să schimbi uleiul după un an. Da, clar. Că uleiul ăla își pierde proprietățile chiar dacă n-a făcut kilometri. Știi? Mai ales că e ulei mineral de multe ori. Și oamenii zic, păi stai mă că îl schimb la 15.000. Mm-mm. Păi da mă, dar a trecut un an jumate. Trebuie să... Nu. Păi n-am făcut decât 3.000. Uite aici, am fost la ITP și mi-a zis la 3.000, bă. Știi că acum, na, zice ăla la ITP, vezi că ai făcut 10.000 anul ăsta, 7.000, 9.000, nu știu ce. Da, da, da. Și de asta zic, adică multe lucruri se pierd pe parcurs. Adică de la un om care zice, mi-am luat mașina asta, bă, ce mișto e, până la, e un cazan, bă, nu-ți lua, e un gunoi. Se pierd foarte multe lucruri pe parcurs, adică, știi, a, nu, domne, că i-am făcut tot ce trebuie. Păi când ai schimbat uleiul ultima? A, păi nu l-am schimbat. Ce, bă, în grupuri? Nici nu se schimbă, domne, niciodată. Știi, cum era și mitul. A, uleiul la cutie automat nu se schimbă niciodată. Cum adică niciodată? Niciodată. Niciodată, nu umbli acolo. Nu umbli capsulat, închisă. Da. E motorul capsulat. Băi, da, băi. Eram la Socului cu Săftica. La Socului ce? La șaormerie? La șaormerie cu Săftica. Nu mai mâncați, mă. Da, fii atent. Îi dau eu 10 lei. Îi dai tu 10 lei. Și, da, și, nu, e vorba de gusturi. N-am eram la oamenii, început, dar nu, e n-aș pașa urmă de la Socului, de acord. Da. Și... Știi ce mănânci? A, că e mare, da, ok. Asta era înainte de diabet. Maverick, știi Maverick? Înainte Maverick, domnul Taberei? Nu. Nu știu dacă mai există Maverick în drumul Taberei. Băi, e bombă serviciul de-abia ce termină podcastul să-l mănâncă și să-l mănânc, jur. Îți dau și ce. M-am dus să-mi iau... O șaormă, am ieșit, da. Mașina n-a pornit, pentru că eu având dinam și mergând prin oraș cu farurile aprinse, rămâneam frecvent fără baterie. Acum m-am deștept. Da, dinamul, dinam, okay, eu da. Având deci dinam, având dinam, dar nu mergea, dinamul, nu funcționa. Dinamul
el, dacă nu merge în ture, încarcă foarte slab, nu e ca alternatorul. Corect. Și tu, stând foarte mult cu farurile aprinse la semafoare, mergând... Deci nu le stingi, mă, la semafor. Fac și asta, dar mi se ar becurile că le aprind și le sting de 1000 de ori și am becuri galbene de alea cu două filamente, okay. Greu de găsit, știi? Da. Okay. Ideea e că acum n-a mai rămas. Înainte rămâneam frecvent, aveam și o baterie slabă până am schimbat-o și cred că și releul ăla conjunctor-disjunctor, care e un releu mecanic, i-a dat cineva la un moment dat un reglaj și merge mai bine, dar până în punctul ăla eram la început. Ideea e că am rămas fără curent. Și ies și era un băiat cu o insignia lângă mine care mă și blocase, știi? Și îl sun să vină să mă și când ajunge zic salut, auzi, dar îmi dai și mie niște curent. Cum? Și nu face. Nu, boss, e capsulată. Ce e capsulată, mă? Bateria, acum am adus-o din Germania. Mașina era cu numere roșii, o insignia modelul vechi, știi? Da. Omul avea mașina. Mașina era capsulată, doar avea ușa pe unde să intre el, atât, știi? Atât. Rest capsulată. Nu umblăm. Știi la ce am pornit-o, Daniele? La manivelă, de dragi. Am scos coarba, am băgat și am dat și a luat-o, că era caldă. Păi a luat-o dintr-una, m-am ridicat coarba. Erau băieți acolo în față, așa am ridicat coarba. Eu. Ia, porniți și voi la coarbă bulangilor. Bă, tare, ca și sistem, știi, să poți să te descurci singur, mi se pare tare. Păi da, oricum, care... împinsul, nu că împinsul e baza acum, dacă am unde. Dar singur nu poți. Ba da, singur, pentru că mașina are 700 de kg, da? Și alerg. De mult, cred că ambele rotule sparte de câte ori am din alergare, alergând pe lângă ea, pac, am intrat și ușa e mică și eu-s mare și pam, câte o rotulă în prag, în stâlp. De unde vezi? Dar mașinile de tehnologie veche erau mai, nu știu, mai ușor de folosit, spre deosebire de ce se întâmplă acum. Acum, dacă o mașină de asta nouă, vorba aia, capsulată, nici nu știi pe unde zbornele să-i dai curent. Știi că bateria e pe sub scaun, bateria e prin portbagaj, are pe la motor, pe acolo niște borne unde să poți să-i dai curent. Dar dacă nu știi că tu nu știi mașini, că tu ești contabil și, Doamne ferește, nu e nimic greu în asta, știi, ți-e foarte greu să o pornești. Aia ta veche, îți dai seama, băgai manivelă și porneai, adică și în vârf de munte. Aveai o șansă. Dar e mai ușor de folosit, e mai ușor de întreținut. E mai ușor de reparat. De reparat dacă ești de unul singur și te pricepi. Da, dar dacă schimbi o mașină nouă, îți conducem mai ușor decât una veche. 100% se conduce mult mai ușor, pentru că lucrurile au evoluat într-o direcție bună. Puteam să evoluăm într-o direcție greșită, dar da, mașinile noi sunt mult mai confortabile, au sisteme, ai văzut, lane assist, nu știu ce. Și asta vreau să te întreb, cum e când te dai tu jos din... Cu ce mașină ai mers ultima dată? Știu, Mercedes-ul electric, da. Eu te întreb așa ca și cum naștiu. Nu, mai mergi cu un Porsche. Mai mergi cu un Porsche Taycan, da. Nu? Da. Și cu ce mașină te-ai dus să iei Porsche-le Taycan? Cu asta. Cu 406-le, nu? Da. Și cum a fost când te-ai dat jos din Taycan și te-ai urcat în 406? Normal. Cum adică normal? Adică eu n-am, eu am niște trăiri, dale. Nu le mai am, pentru că am făcut atâta vreme chestia asta, da. Dar pot să spun, au fost niște momente. De exemplu, pe la început le simțeam. Prima dată când am mers cu primul X6 M50D, da. La primul cu 3 turbine, 381 de cai. Mi l-a dat și Remet, cred că de pe o zi pe alta, așa scurt, că era mașina venită din Germania, abia se lansase. Când am lăsat-o pe aia înapoi și m-am urcat în ăsta, am făcut și multe plecări de alea cu stângul în frână cu X6-le. Îmi plăcea, mamă, cum pleca la 5 secunde, diesel mare, ok. M-am urcat în 406, am ieșit din parcare de la BMW, mergeam și mă tot uitam la frâna de mână. Bă! De ce nu se lasă? Ea era lăsată. Nu, eu am așa o... Când mă dau jos din astea cu lasere, cu head-up display-uri, cu masaj în scaune, cu toate luminile alea. Ai văzut că acum toată lumea pune accent pe interioare, cu lumini. Cu ambiental, cu schimb culorile, cu roșu, cu verde, cu nu știu ce. Și mă urc în mașina mea, am așa, nu știu, se aprind, dar totul rustic, așa. Mamă, zic, ce diferență, bă, băiatule, bă, doar 100.000 de euro. Nu, dar este o chestie de... Nu, trebuie să o privești mai mult. Adică, la mine e și o chestie de familiaritate. Mă urc în asta și știu că ăsta e calul de povară, mă duce, merge, deodată. Dacă mai ales dacă mă dau jos dintr-o mașină, dintr-o electrică, de exemplu, unde am tot fost în încărcări, m-am urcat în ăsta, văd range 1500, cât mai am făcut plinul, șef. Viață. Da. Apoi... Îmi permite să și fac o comparație așa cum au evoluat mașinile, că mă dau jos din săftica, mă urc în asta, navă spațială. Deci mă urc în 406 și mi se pare... Da. Wow! Păi bine, mă, după ce mergi cu înțelegi? Tehnologia în 70, ești nebună. Cum mă, e? Ți se pare, da. Și saltul de la Dacia la Peugeot, nu, sau, hai să o luăm așa, de la o mașină din anii... Sfârșit de anii 70 la Peugeot, care știi din 2000... Știi ce trebuie să-ți iei la săftica? Mi-a picat fisa acum, eu mă gândeam la altceva. Tu vorbeai de salturi și așa, eu mă gândeam la... Poți să iei aer condiționat la săftica, știi? Tu lumbă dai de pus pe geam cu gheață? Știi ce zic?
A? Nu, nu. Nu știi? Nu. Pui gheață de la ghețărie, torni punga, da. Și... Eu tu lumbă, eu tu lumbă, așa, jur! Am văzut la ăștia, la Vorter, mașinile vechi de la Vorter, golfurile 1 și așa, sau ăla T1, basul, știi? Și are un ventilator, suflă prin gheață? Nu are niciun ventilator, boss. Deci, ascultă, pe geamul din dreapta are o tulumbă așa, rotundă, înțelegi? E o chestie rotundă, un cilindru, da? Care are un suport special să stea acolo pe geam, că să stea frumos, știi? Și pui gheață în el. Gheață. Și aerul care vine când tu mergi cu mașina și intră în el, se răcește de la gheața aia și ți intră aer rece. Un fel de aer condiționat, wow, pentru mașini retro. Wow. Tare. Mi se pare. Și ca accesorii arată marfă, așa că nu știi ce e, știi? Vezi așa, dreapta o rachetă. Da? Mamă, a început războiul. Și poți să spui. Poți să-ți faci. Uite, vezi, nu știe lumea. Îi dai pe toți cu craci în sus. Oricum nu merge aerul nici măcar pe jos și la asta ce pierde. Adică n-am aer la nicio mașină. Eu mă gândeam la asta în timp ce tu povesteai de diferențele de ani, da, și de tehnologie. Da. Vă spuneam că de la asta la o mașină nouă parcă nu e la fel saltul ca de la aia veche la asta. Nu e, da. Nu e că asta mai are și ea o climă, mai are și ea un motor. Tu mai spuneam că nu merge. Nu, e vorba de confort, dar are de cum răspunde, de cum accelerezi, de cum trage, de parcă e... E normal să fie diferențe, că s-au schimbat brațe, articulații sau... Nu? Da. Am evoluat. Da. Dar eu mă gândeam la partea cu aerul condiționat când ziceai că ai fost la Maramureș cu săftica. Uh-huh. Și asta vreau să-mi povestești. Cum e la drum cu mașina veche? Eu tot timpul mă gândesc când merg cu mașinile mele vechi, să zicem vechi, nu sunt așa de vechi, 98, 97, și mai mi-amorțește piciorul și mi-e cald și mi-e nu știu ce. Și mă gândesc, bă, dar cum mergeau, bă, în anii 70? Nu cu astea mergeau, ăia puteau și eu nu erau pot? Bărbați, mă. Erau bărbați? Chiar și femeile erau bărbați, da. Clar, deci nu. Să mergi cu o mașină din, da, din perioadă, gândește-te că oamenii n-aveau, cum spuneai și eu, anvelope de iarnă. Nu erau chiar toți oameni normali la cap să rămână acasă. Adică erau, da, care mergeau. Oamenii mergeau, da. Dar mașinile și mergeau. Că era ok. Da. Să zicem. Când am plecat la Maramureș, am plecat noaptea. M-am gândit eu că noaptea o să-mi fie mai răcoare. Ok. Și că ajunge dimineața și ne culcăm. A fost și eu de asta, prietena mea a lucrat în ziua. Deci ideea e că am plecat la 12 noaptea spre Maramureș. Ok. Cu Dacia 1100. Da. Zice, ploaie pe drum. Mam. Ploaie gravă. Ok. Mă opream din când în când, deci la un moment dat m-am oprit în... Bagă cald? Dacia bagă cald? Bagă. Da, îți picură și niște antigel pe picior, dar bagă. Am o problemă la calorifer. Problema e că mi-eșea lamela din ștergător în timp ce mergeau ștergătoarele. Am oprit, am frâns cu patentul lamelele, da, pe care le-am improvizat eu, okay, că și acolo a trebuit să păstrez, vroiam să păstrez brațele originale, da, Save Marshall, știi, okay, franțuzești. Cromate, oare? Cromate, da. Și altceva. Am pus, okay, lamelele eu. Problema e că mi s-a ars un far, n-aveam bec la mine atunci. Okay. Și să mergi cu farurile alea chioare, pe ploaie, da, spre Sichișoara. Eu știu că n-am faruri nici la Toyota, nici la Silvia, nici la nimic. Deci, problema e și când mergi așa, pe... Mergem să... Munți. Nu vedem unde mergem, dar mergem. Da. Și am traversat munții cu ea. Știu că am avut un moment mai aiurea. Era să ratez ieșirea de pe centura Brașovului către Sighișoara. Știi, mergeam. Și când am văzut că e aici, am început frâna un pic mai tare, fără să apuc să trag de volan, și am simțit tot de asta. Știi? Și mi-am adus aminte că acolo e ciocanul. Motorul, okay, în spate. Și nu te joci. Și da, când mergi cu o mașină istorică, clar trebuie tot timpul să fii blând cu comenzile, dar totodată și foarte aware că dacă cineva în jurul tău face o greșeală, tu trebuie să ai timp de reacție foarte bun și loc de degajare, pentru că acolo nu poți să faci. Evlesta le facem noi azi, că l-am invitat pe unul, că te duci. Nu poți să stai relaxat. Da. Și am ajuns dimineața acolo, zob de oboseală, am ajuns, nicio treabă, mașina a mers, iar la întoarcere am venit pe zi, norocul meu a fost că totuși nu a fost o zi de 37 de grade, a fost, okay, o zi de vreo 32 de grade, așa, okay, și vreau să zic că mergând cu geamurile deschise, am evitat autostrăzile, am venit pe partea asta. Când ai fost la Brașov? Maramureș, când? În iunie. În iunie anul acum, trecut. Acum, nu? Da, în iunie anul trecut. Păi vezi, da, e gâtul achilozat. Și, nu, mă, nu, că nu se trage curentul, mă, lasă. Nu, okay, curentul nu există. Nu există curent. Și am mers, a fost frumos până la Brașov, după care am prins aglomerația de pe Valea Prahovei, când am luat-o pe cheia, și acolo a început să fie urât, nu mai plăcea. Voiam să o las acolo să plec. Până acolo. Faptul că am mers constant cu 70-80, da, mergeam cu traficul, da, adică așa, okay, s-a mers. Da, da. Dar în București, că am folosit mașina la un moment dat și daily, am avut pe Peugeot la un moment dat defect, se poate strica și pe Peugeot, deși incredibil. E incredibil de fiabilă. Și am mers câteva zile cu săftica, am prins zi din aia de vară, în trafic, când mergeam era ok. Mă, dar să prins un semafor la soare, deci erau faze de alea, era un copac, îi vedeam umbra acolo și îl claxonam pe ăla din față, dă-te mai încolo că vreau să stau la umbră. Deci simțeai efectiv că ți se... Da.
toată. Da. Cred că e un pic mai cald decât era în anii 70 totuși. Ăla negru din interior. N-ai cum. Dacă ai lăsat-o la soare, nu te poți urca în ea. Deci n-ai cum. N-ai cum. Te pui pe scaun și te ia cu frig, știi? Când cald ești în scaun, te ia, bă, ca atunci când e din cadă, știi? Și ia pe fierbinte și... Știi? Așa, și scaunul. Minte că m-am dus la o întâlnire cu un client la un moment dat când aveam aia așa. Și aveam cămașă bleu pe mine, mă duceam la cămașă, știi, să dau bine. Și pe spate erai roșu. Erai wood, da. Pată de bleu marin, deci efectiv, bună ziua, am venit să discutăm afaceri. Eu sunt cu săftica. Ce vrei, mă, dacă ai mașina, ești nebun? Ai mașina, cu aia merg eu. Îmi dă foarte multă bucurie mașina aia, să știi. Pentru că, adică, știi cum mi-am luat-o pe asta? Eu nu căutam neapărat să-mi iau Dacia 1100. Eu am luat-o, că îmi căutam o mașină istorică și a apărut printr-un prieten, uite, hai să o vezi. Da. Culmea că omul știam care e mașina și o mai văzusem, da. Dar el, de fapt, avea un Porsche și eu m-am dus la Porsche, inițial nu am văzut Dacia. Da, inițial am ignorat-o. Dar, în fine, mi-a plăcut, am luat-o, dar după aia mi-am dat seama că a fost cea mai bună mașină pe care puteam să-mi o iau. Pentru că nostalgia românilor pentru model e mare, pentru că e prima Dacie. Bine, nu o să mai fie cam vreo 10-15 ani, că după aia gata. Se duc ăștia care au fost contemporani cu Softica. Eu transmit mai departe chestia asta. E și fanii, haioasă. Fanii, 1300, să știi. Nu vreau, nu-mi place la fel de mult. E și haioasă prin apariție, care farurile are rotunde, așa, botul ăla, ești cu azi, zici că e un desen animat, adică și copiii sunt foarte atrași. Știi? Peste tot unde trec. Mașina, ca o mașină clasică, are o frumusețe ei. Da, da. Și e și fiabilă. Deci eu mașina aia... Ce am schimbat? I-am refăcut amortizoarele, i-am făcut frânele, i-am schimbat de mai multe ori, evident, fluidele, dar mașina a mers. Adică nu m-a lăsat decât în București de vreo două ori. Că după ce am venit de la Maramureș-Ghișce, deci am făcut atunci 1300 de kilometri, da? N-aveam la mine o piesă. Mă, o piesă. Am avut la mine, îmi luasem o trusă de scule, gen de bază, atâta, un patent, un... Sai, da. Așa. Am parcat-o în veranda, unde țin, data viitoare când s-o pornesc. Mă, ce să aibă? Până la urmă nu venea benzină, știi? Dau la camă, nu venea benzină. De ce nu vine benzină? Scot bușonul de la rezervor, supul. Să văd cum vine benzină. Văd cum sâșnește pe lângă pompa de benzină. Spărsese membrana. Deci membrana mea a cedat după ea 1300 de kilometri, fix când am lăsat-o acolo. Putea să se întâmple noaptea aia pe întuneric, până Sighișoara, putea să se întâmple. Da, dus acasă, domnule, vezi? Vezi, bă, să Softica. Bă, știi cum, și orice proprietar de la, știi când, știi? Vezi, bă, săraca. Am fost și pe Transfăgărășan cu mine, bă, da. La fel, a mers. Când am parcat-o, data următoare, la următoarea ieșire, iar s-a dus membrana. Boala ei, ții membrane de schimb. Nu, mi-am cumpărat pompă, nu. Aia a fost prima pompă de benzină care s-a dus și atunci mi-a dat cineva una, cred că era tot utilizată și am pus-o, a fost o soluție provizorie, dar m-am culcat pe ureche, mi-am luat Jeep, nu m-am mai ocupat. Și acum i-am pus nou, am schimbat-o eu, nouță, am schimbat-o acolo, în parcare. Orice improvizație de asta rămâne forever, știi că așa e. Ai făcut-o, merge, gata, mă, lasă, nu mai, lasă, că o fac eu, dar nu acum, că n-am timp, știi? Așa, na. Așa e cultura noastră. E, da. Cum îți place cultura autoromânească, Daniel? Cum îmi place? Cum îți place? Nu există. O construim. Nu există. Tot timpul le zic oamenilor că mi-ar plăcea să văd mai multe Dacii modificate. Mm-hmm. Pentru că țările cu apă caldă, că acum pot și sunt total îndreptățit să zic asta, țările cu apă caldă au Olada, că e mașina lor de, știi, modificată. Multe modificate. Ei au Fiat, ei au Opel, ei au, știi? Că mașinile lor autohtone din țara respectivă, care au fost relativ ieftine la achiziție și cu multe piese pe piață și atunci oamenii care nu-și permit, dar sunt pasionați să aibă și ei, ar putea să aleagă o variantă de asta. Dar la noi e complicat. Că noi suntem foarte mândri și dulci și e greu să putem să acceptăm că avem o Daci. Când e vorba de Daci, știi? Cum să am eu 1300? Apogeul cu Daciile modificate a fost în anii 2000. A fost, nu zic că n-a fost. Stilul de atunci? Da, deci nu zic că n-a fost, dar repet, un număr mult prea mic de Daci modificate în detrimentul mașinilor. Da. Știi? Adică, eu înțeleg că toți ne dorim niște lucruri, dar trebuie să fie niște oameni care să-și dea seama că ei pot atât, știi? Bă, ăsta e bugetul meu, ăsta e nivelul meu, asta îmi permit, asta îmi iau, Dacia 1100, nu trebuie să-mi iau acum Porsche 924. Deci 911 aș vrea, da. Las. Nu s-a putut. Știi? Adică mențin, știi, sunt un om ok, îmi văd de lungul nasului, îmi iau mașina asta, asta vorbeam cu băieții de la Iași, că le spuneam că nu
Sunt mai multe tipuri de oameni. Sunt oamenii care au bani mulți, au bani mulți și se duc și cu bani poate toată lumea, da? Că mă duc la atelierul cu tare, plătesc, îmi face ăla, ok, iese bine, nu iese, mai fac o dată, nu contează. Plătesc și am ce vreau. Că suspensii, că jante scumpe, că nu știu, habar n-am. Lucruri... E frumos să ai bani. Da, e frumos să ai bani. Lucruri prin care vrei să ieși în evidență, nu? Că partea asta de mașini modificate sau așa apare în momentul în care eu vreau să ies în evidență. De-aia și fac, nu? Îmi pun, îmi vopsesc, îmi pun lucruri pe mine, se uită lumea la mine, să atrag atenția, vreau să ies în evidență, că altfel n-aș mai face lucrurile astea. Uh-huh. Sau simt nevoia să personalizez, să fac o mașină după gustul meu. Mie îmi place mașina să fie joasă, să n-aibă wheel gap, să aibă roți mari, să sune tare, să pâsie, să fâsie, nu știu, fiecare om cu plăcerea lui. Și le explicam că nu este o necesitate ca mașina să aibă niște jante scumpe, că doar așa arăți că ești pasionat, că sunt oameni care fac sacrificii foarte mari pentru a-și cumpăra un set de jante de 1500 de euro, îți dau un exemplu. Sunt oameni care nu câștigă bani ăștia și nu-și permit jantele alea, dar fac sacrificii, strâng bani, pun bani la pușculiță, nu se mai duc în concedii, nu-și mai cumpără haine, nu mai fac, știi? Fac anumite sacrificii pentru a-și cumpăra jantele alea. Nu aia, nu în bani stă șmecheria, nu în bani apreciezi o mașină modificată sau o mașină clasică, că tu ai avut bani să te duci să-ți restaurezi mașina la nu știu ce atelier care costă nu știu cât zeci de mii de euro să o faci într-o stare, ci o ai așa cum e. Știi? Adică asta nu te face mai mult sau mai puțin pasionat. Da. Nu îți dă anumite drepturi în fața celorlalți. În schimb, dacă modifici o mașină cu bun gust, chiar dacă jantele respective sunt niște jante ieftine, chiar dacă jantele respective sunt niște replici, dar vin bine. Jante, dar vin bine pe mașină și mașina este făcută corect și cu bun gust, atunci mașina este apreciată, poate chiar mai mult decât o mașină scumpă și cu foarte mulți bani investiți în ea, știi? Pentru că omul ăla a avut gust și transmite ceva. Dar e foarte greu, mi se face pe legă, e foarte greu să le transmiți oamenilor ce înseamnă moda și care este bariera dintre cool și kitsch. Pentru că e o barieră foarte subțire în care ajungi din cool în kitsch, știi? Că vrei să faci niște lucruri, să te evidențiezi, să nu știu cum. Și e ca la modă. Eu nu pot să te învăț pe tine moda acum. Să jonglezi cu culori, cu... Mă rog, poți să te înveți, dar takes time. Da. Înțelegi? Adică să ajungi la modul în care, nu știu, faci tu niște chestii așa, pe care nu le-a făcut nimeni și lumea să le perceapă ca chestii ok, nu cocălăreli, știi? Și atunci, de asta spune, e destul de greu. Dar nu banii sunt lucruri care primează, asta încercam să le explic oamenilor, și că nu trebuie să facă sacrificii neapărat. Venise un băiat la întâlnire cu un Golf 2, GTI, își luase jantele alea de golf specifice cu care a venit el de fabrică și mașina mătuită, foarte mătuită, cu lacul cojit, nu știu ce, și cu niște sticăre, cu elf, cu chestii pe ea. Bă, și cum arăta mașina? Boboc, cu patina timpului, așa, adică arăta, nu știu, pachetul era foarte mișto. Băiatul nu trebuia să-și pună air ride sau neoane sau motor cu turbină. Aia e mașina, aia e lucru și nu... Aia înseamnă, nu trebuie să stau acum să fac sacrificii, să nu știu, să nu mă duc în concedii, să nu știu ce, că trebuie să-mi iau air ride sau nu știu ce, jante sau la nu știu, fel ca la haine, la fel ca la tot. Telefon, nu trebuie tot să ce ai neapărat o haină arată pe care scrie marca respectivă, care marca e scumpă, dar ea vine pe tine ca pe gard și gata, domnule, uite cine sunt eu. Ai văzut oamenii aia din, știm despre ce vorbim, cu Adidas de aia, cu talpă de aia, că scrie, face, dege, geacă, nu știu de care, merge pe jos, geaca, o cară unul. Astea sunt oamenii care nu pot să se exprime altfel decât prin bani și atunci... Știi că eu fac aceste expoziții de mașini clasice în ultimii 3 ani? Da. Și o componentă a acestor expoziții sunt tururile, fac tururi cu povești. Da. Și asta implică să iau contact cu oamenii. Da. Știi? Sunt oameni care se programează la aceste tururi și aia sunt pasionați. Le plătesc. Nu le plătesc. Nu. Okay. Nu sunt gratuite. Da? Deci aceste... Hai să spun un pic de expoziții. Da, spunem că chiar vreau să vorbim. Da. Sunt organizate de mine pentru centrele comerciale. Centrele comerciale, okay. Mall-uri, da. Doresc să facă... Ei oricum fac evenimente, diverse expoziții sau evenimente culturale, da, prin care încerc să atrag oamenii în mall, că până la urmă asta e normal, ideea. Și oamenii ajungând în mall fac și cumpărături. Da. Și e și așa o bătaie pe piață care face mall-ul ăla, face mai mișto decât celălalt. Mm-hmm. Și evenimentele auto, astea cu mașini clasice pe care le-am făcut eu până acum, sunt la fel menite, sunt plătite de mall,
ei îmi plătesc mie organizarea, îmi plătesc și închirierea mașinilor, pe care eu mai departe le subînchiriez de la proprietari, și îmi plătesc și munca, prestația, că promovez în online, că facturile. În schimb, pentru public e gratuit și asta e foarte mișto, că oamenii nu prea plătesc românii la expoziții. Sunt obișnuiți cu combinația. Da. Nu le place la muzeu, nu le place știu la... Știu eu, gaură în gard, intrăm pe acolo. Exact. Și pentru că am început să fac asta în pandemie și era o problemă cu distanțarea socială, de la început am pus regula asta să fie puțini oameni la tururi și să se programeze. Numai că când începeam să povestesc, mai veneau curioși. Păi, și se strânge lumea, nu? Numai că ăștia erau oameni random din mall și diverse tipologii, oameni care mă contraziceau. Știau ei sigur de ce am pățit, aveam mașina lui Dacia 2000, fosta mașina lui Ceaușescu într-un centru din, comercial din București. Fai, deci acolo era foc și pară, pentru că eu evident că spuneam că Ceaușescu a fost un idiot. Nu. Ok. Pentru că, na, comunismul nu e neapărat bun. Păi, la urmă, și mașina aia, e o minciună, știi? Ea, de fapt, e un Renault 20 care a venit în România, i s-a pus sigle de Dacia și a ajuns în canonul oficial că e mașină Dacia. Nu era Dacia, ghiși ce? Omul era patriot. Deci, din punctul ăsta de vedere, e de admirat. Exact, exact, patriot. Fix de pe patriot m-a luat mai mult, știi? Că ce înseamnă patriot, că așa, că... Da. Și mă întrerupeau și eram, ok, bine, hai să așa. Ok. De asemenea, oameni care veneau tot așa, cum spuneai tu, niște veneau cu cacica, eu vorbeam și el îi spunea ei, lasă pe la, uite, îți arăt, de fapt, hai că spun eu cum a fost cu asta. Mm-hmm. Ok? Dar, dincolo de asta, mie îmi place că am reușit, prin expozițiile astea, să aduc aceste mașini istorice aproape de publicul larg, știi, într-un loc în care, că, la întâlniri, că noi facem evenimente, Retromobilul face evenimente de, chiar și expoziții, știi, retroparadele, erau cu parte de expoziție undeva mașinile expuse. Dar acolo penetrarea e mai mică. Oamenii nu știu, nu vin, nu bat drumul special. În schimb, în mall vin toți, mă, în mall full. Mall-ul le place mall. Avem multe mall-uri în București. Da, câte avem? 8? 7, 8? Nu știu. Avem multe rău. Și multe în țară. Fiecare orășel are mall-ul. Cât un mall, n-ai mall, nu există. Și ai văzut la Piatra Neamț cât am mall-ul? Adică și acolo discuți să fac peste ceva, știi? Tot. Mare mall. Da. Și în mall, fiind mulți oameni, ajung la ei. Care, ajung la oameni la care altfel n-aș fi ajuns. Și pe mine mă interesează să ajung la cât mai mulți, că poate reușesc totuși să le transmiți ceva pozitiv, știi, să respecte mașinile astea. Nu reușesc tot timpul. Uneori sunt cazuri, n-ai ce să faci. Dacă ți-au venit 100 de oameni și ai făcut pe doi să înțeleagă, e bine. Sau pur și simplu să le arunc așa o idee despre mașinile astea, că poate, cine știe, în viitor poate își vor lua și ei una, știi, sau poate vor salva una din familie. Da. Idei de genul să distrug mituri precum că trabantul e din carton, că nu e din carton. Tot. E din duroplast. Nu e tot din carton. Nu, ăla nu e carton, e duroplast. Okay. Care duroplastul este un plastic făcut din reziduri de bumbac, reziduri din industria textilă, știi? Băi, noi ziceam scârțietoare, mă, când eram mici. Știu, mă, dar e trabantul. Eu am înțeles. Ok, bun. Se făceau școlace de WC-ul din duroplast, știi? Eu știu că dacă te dădeai bine cu ele pe gheață. De luși, capacul de WC era șef, nu-l bătea nimeni. Dar am avut acum la expoziția pe care o am în Constanța o ultimă interacțiune din asta cu un caz în care mi-am dat seama că nu avem ce să facem acolo. Un domn care... Eu aveam Beetle-ul. În general, expoziția mea începeam, turul mi-l începeam de la Beetle. Și stăteam în spatele Beetle-ului pe o bancă și așteptam să vină oamenii de la turul de la 7. Și mașina era descuiată de la turul anterior, că le arătasem ceva. Și mă uit un telefon, mă uit mașina și mă uit la mașină. La un moment dat unul era ușa deschisă, băgat, mașina fiind încercuită cu o bandă roșie dintre aia cu stâlpișor, băgat până la brâu înăuntru. Și spun, hei, ce faceți acolo? Și el, ce? N-aveți voie. De ce? Păi e bandă roșie. Păi dar n-am trecut de ea. Păi v-ați întins peste ea. Păi nu scrie că n-am voie să mă întind peste ea. Păi dai de bun simț. Nu scrie nici că n-ai voie să faci cac acolo lângă bandă, să știi. Adică... Și el ce îmi spune, mă? E de bun simț. A, păi eu n-am de la. Da. A spus-o într-un mod nu neapărat arogant sau răutăcios. Chiar și așa, tălâm. Simț, tălâm. În momentul când am râs simț, și a zis, bine, închideți ușa. Asta e, știi, categorie de oameni. Ăștia nu mi se par periculoși. Mi se par... Nu e vorba de periculos, doamne frește. E vorba doar de incultură. Da. Mă întrebai de scenă auto din România. E foarte multă incultură pentru că s-a pierdut mult din scena auto din România. Adică, pe vremea lui Ceaușescu, că tu l-ai menționat. Am fost închiși, mult. N-a mai existat. Adică pe vremea lui Ceaușescu existau. Eu, copil fiind, mă duceam la curse de camioane, pe Deala. Oaro, cu camioane. Ai fost la alea din Iure? Da. Vai, deci mă uitam la pozele alea. Am fost la alea acolo. Eram șocat. Eram, wow. Săreau. Aro cu daia în spate, știi, tăia cu zi. 241 se numește. Știi, cu... Eram copil, nu știam.
Dar existau. Exista Palatul Copiilor unde te puteai să te duci am să faci karting. N-am făcut. Eu am făcut. Puteai să faci karting. Existau cluburi sportive. Existau... Adică sistemul era, să zicem, era ok, să zicem, ok. Știi? Adică existau. După Revoluție, lucrurile astea nu au mai existat. Nu au mai existat. Adică România era un raliu și o viteză în coastă în care spectatorii spuneau că merg mai tare decât participanți. Asta e percepția omului, nu e nimic greșit în asta, ca tu să faci o afirmație fiind în necunoștință de cauză. Doamne ferește. Dar eu ce concluzie trag din asta? Trag că tu nu știi, că tu n-ai văzut, că nu știi cu ce se mănâncă. Asta ce înseamnă? N-avem cultură. Vorbeam cu Marius că o să mergem la Nürburgring să facem un reportaj despre Nürburgring. Cum e, cum te dai, cât costă, nu știu ce. Și eu n-am fost până acum, dar el a fost și zice, bă, în momentul în care te duci acolo, drumul până acolo e împânzit de mașini de curse. Adică oamenii aia care stau acolo au mașini de curse și se dau pe Nürburgring. Dacă mă duc la Adâncata, deci dacă mă duc la Adâncata pe drum, copiii din ultimul sat, cel mai apropiat de motorpark, de circuit, n-au nicio valență legată de mașini. Știu. Care da. Nu ține de bani. Da. Pentru că eu când eram mic, la țară, mic, și mă duceam de la mine până la Vărămiu, în picioarele goale, eu conduceam o mașină, mă, frate meu. Nu trebuia niciun ban să fac asta. Înțelegi? Conduceam o mașină. Că așa vedeam eu lucrurile. Îmi plăceam, mergeam, dădeam stânga, dreapta, știi? Făceam asta. De asta nu-i vă pe copiii aia să facă lucrurile astea. Nu. Lângă circuit. Mi-amintește și mie. Și asta înseamnă lipsă de cultură. Lipsă de cultură. Nu e o chestie greșită acum. Cu asta, bă, românii sunt proști. Nu, trebuie învățată. Trebuie făcută, explicată, vorbită, spusă, înțeleasă în direcția care trebuie să fie înțeleasă și oamenii să facă lucrurile astea. Nu trebuie să fim acum o țară de pasionați și toată lumea să meargă la circuit și toată lumea să aibă mașini modificate sau mașini istorice. Doamne ferește că nici nivelul de trai nu ne permite foarte tare chestia asta, știi? Dar putem să, repet, dacă îi facem pe copii să le placă mașinile, nu mai au bani de alte prostii, ca să nu zicem... Știi? Adică, știi, nu știu, dacă sunt oameni care n-au nicio pasiune. Nu e nimic greșit în asta. Mulți? Da, doamne ferește, nu e nimic greșit în asta. Sunt oameni care nu știu ce vor să facă în viață. Nu știu ce vor să facă. M-am făcut vânzător de mașini, după aia contabil, parcă aș face dreptul să mă fac avocat. Nu și-au descoperit vocația în viață. Ce la ce sunt buni sau ce le place să facă. Poate că nu sunt buni la ceea ce fac, dar măcar să-ți placă să faci ceea ce faci, știi? Și atunci, repet, nu asta e direcția. Hai să fim toți pasionați de mașini, hai toți să fim cunoscători și așa mai departe. Dar măcar să nu mai fim proști și să nu mai facem afirmații total greșite. Înțelegi? Adică, îți repet, eu m-am dus în benzinărie, în OMV, să bag benzină. Nu că am vreun parteneriat, Doamne ferește. Silvia merge doar cu 99 de la OMV. Că așa este făcut softul. Să meargă cu benzina aia și asta trebuie să fac. Și de fiecare dată când o scot din mall, zic de o lună că o scot din mall, bă, fac oamenii poză cu ea ca și cu o statuie, știi? Și da, e plină de praf, scris oribil arată săraca, zici că e, știi? Și o scot din mall, mă duc, o spăl, îi bag benzină și o bag la loc. Și în momentul în care m-am oprit la benzinărie, sunt arogant, de mic, așa m-am născut, arogant, cunosc, știu. Nici nu mai suport întrebarea, câți bani ai băgat în ea, cât cai, cât... Nu mai suport. Ok, nu înțeleg unde vrem să mergem cu discuția asta. Am înțeles, vrei să vorbești cu mine, îți place mașina, nu știi ce să mă întrebi. Bă, dar tu copil să mă întrebi dacă e diesel, mă? Bă, deci pe mine m-a șocat chestia asta. Cum tu copil la 17 ani, 16 ani, nu știu câți ani avea, să te uiți la mașina mea, care arată cum arată, cu roz roșii, cu scrisuri, cu roll cage, cu scaune, cu centuri, cu ce vrei tu, arată mașina de curse, nu știu, să zicem, da? Și primul lucru care îți trece ție prin cap este să mă întreb dacă e diesel. What the fuck? Adică nici dacă mă puneai să mă gândesc, bă, ce întrebare îi pui tu lui ăsta? Să-l pui puțin așa, să dai viața peste cap, nu venea niciodată prin cap să întreabă dacă e diesel, înțelegi? Adică, Dacia, e Dacia? Da, asta mai da, era. Adică, nu știu cum să-ți treacă prin cap chestia asta. Și atunci, nivelul de cultură este inexistent. Adică copil de 16-17 ani să vezi o mașină de asta că nu știi ce e, nu mai zic. Nu trebuie, hai să zicem că nu știi. Că nu ești pasionat de mașini, că repet, nu e o regulă să fii pasionat de mașini sau, știi, fiind bărbat. Nu e o regulă. Poate să-ți placă cu totul și cu totul alte lucruri.
Păi da, sunt trip că e diesel, mă. Dar mă, trecu, n-ai cum, adică e... E ce Spero care seamănă cu ăta, nu cred că a fost... Eram la poze cu Dan Scarlat. Da. Pozam un Porsche și un 911 și un Seat. Okay. Undeva pe Secăria, pe acolo, un... Mm-hmm. Prahova. Da. Și erau doi copii, nu știu, 10 ani, pe acolo 12 ani, cu o căruță care treceau pe drumul ăla. Și Dan făcea treceri cu Porsche-le și eu eram fotograf, eu pozam. Și la un moment dat, cam când ajung în dreptul nostru, i-am văzut copiii, se auzea un Porsche, frumos, se tot uitau, știi? Și l-aud pe unul dintre ei că strigă, Ferrari! Bă, mă opresc din pozat, alerg spre căruță și le spun, Porsche, trebuie să țineți minte că mașina cu forma asta este Porsche. Asta mi se pare... Înțelegi? De bază, înțelegi? Din fundația culturii auto, să vezi un 911, știi că e un 911, indiferent de că seamănă e ăla. Seamănă de o viață, adică e aceeași caroserie de când e Nu poți să spui că e Ferrari pentru care sigla Urien, sau mă rog, sigla de forma, știi că probabil asta au văzut, că e un căluț acolo sau ceva, nu știu de ce au zis că e Ferrari sau... Da, e, asta spun. Deci cultura, în ceea ce privește cultura, în mașini, în chestii de genul ăsta, este... Nu știm să traversăm stradă. Bă, nu știm să traversăm strada, mă, frate. Bă, noi trecem pe tăcea pietoni ca și cum e dreptul nostru, ești nebun? Deci, asta spun, cultura este zero. La școală nu se întâmplă nimic. Educație civică, de învățat, de lucruri, oameni, școli de șoferi, totul este la pământ. Totul este la pământ, da? Sunt oameni care au bani și nu accesează cursurile de condus. Adică eu le-am dat exemplu băieților la ea și le-am zis așa: dacă ar costa 100 de lei să vorbești la perfecție engleză, ai plăti? Da. Și dacă ar mai costa 100 de lei să vorbești la perfecție franceză, ai plăti? Da, bineînțeles. Dar dacă ar mai costa 150 de lei să știi să te bați, ai plăti? Da, aș plăti. Că-s lucruri care le pui la tine, da? Te faci mai bun. Da, da. Cum poți să-mi spui tu mie că mergi cu o mașină de 100.000 de euro pe stradă și nu vrei să plătești o sumă infimă de bani, cât mai ieftină decât telefonul pe care l-ai, ca să fii un șofer mai bun? Pentru tine și familia ta. Nu pentru mine. Nu pentru oamenii din trafic, înțelegi? Pentru tine și familia ta. Nu vrei asta? Nu, că eu știu. Pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi că ai dat odată o mașină, ai făcut o plecare și ai... Și eu am fost teribilist la 18 ani. Cred că am toți fost, am fost. Știu. Și chiar că toți am fost. Ce faci? Ochii pe noi. Știu, cam ceas. Da. Înțelegi? Adică aici e o chestie și aici ține de cultură și aici ține de nivelul de intelect, știi? Ok, am înțeles. Ai făcut banii ușor. Ai făcut banii din cluburi, din nu știu, habar n-am, nici nu contează, din criptomonede, nici n-are importanță. Ți-ai permis niște mașini de sute de mii. Nu vrei să fii și tu mai bun pentru tine? Pentru tine, adică dacă ar costa 100 de lei să nu faci nimic, să știi engleză, ei da, nu? Da. Tu te mă, frate, la un curs de la că durează niște ore și îți garantez eu că sigur pleci de acolo cu un plus. Oricât de bun ai fi, pleci de acolo cu un plus. Nu ai cum să știi tu toate lucrurile pe care ți le spune ăla, că ăla, asta e meseria lui, să te învețe lucruri, știi? Și de asta spun, până acolo e departe. Ai văzut și tu foarte mulți oameni cu mașini scumpe sau mașini sport, care nu știu să conducă. De ce? De ce credeți că în momentul în care ați cumpărat o mașină performantă, automat vine și cu skill-uri de condus? Că nu vine. Nu vine. Mă rog, asta noi te mai iartă, dar nu te iartă. Sunt de acord cu tine. Te iartă până nu te mai iartă. Sunt de acord cu tine. Este câteodată. Sunt făcute sisteme că, domne, aia e făcută să pună frână singură, să păstreze distanța, să ia curbele singură. Boss, aia nu știe că tu vii cu 180 în curba aia și nu poți să o iei. Nu știe. Și asta ar trebui adică să stai puțin așa. Mai sublinizezi și faptul că, de fapt, tu nu ești un șofer bun, te ajută mașina. Tu nu ești tu, dacă vrei să fii, te duci și înveți. Iarăși, discutăm de sisteme și de lucruri care e normal. Nu... Pasionații vor cumpăra mașini noi. Oamenii care vând mașini noi nu se adresează cunoscătorilor. Cum eu la vopsitorie nu vreau să vopsesc mașini vopsitorilor. Nu, eu vreau să vopsesc mașini oamenilor normali, înțelegi? Care pretențiile lor sunt normale. Nu vreau să dau test în fiecare zi. Că n-am de ce. Mai e gunoi în lac? Da, bineînțeles. E ține de vopsitorie. Adică nu e o problemă. E o chestie care se remediază contra cost. Okay. Dar de asta spun. La noi cultura e departe până să ajungă în locul în care trebuie și, din punctul meu de vedere, misiunea noastră este să facem în așa fel încât ca foarte mulți oameni să înțeleagă că lucrurile nu sunt așa cum le credei. Măi, încerc să le arăt lucruri, știi, să le arăt lumea asta, să le arăt ce-i frumos și poate vin.
poate vin. Dacă nu vin, mi se pare că e mai greu, nu știu. Nu. Așa cum ai spus tu cu a răspunde la mesaje. Uneori, da, uneori îți dai seama că nu sunteți pe acea lungime de unde și de-aia prefer să vorbesc cu aia câteva zeci de mii care nu e, repet, nu e înțeleg și okay. Eu tot timpul zic, bă, dacă schimb unul, bă, unul, dacă îi schimb percepția unuia, mi-am făcut treaba, înțelegi? Nu, n-am așteptări mari. Nu mă aștept să schimb toată lumea, să toată lumea acum să gândească ca mine, tot, că nu sunt eu, Doamne ferește, știi, definiția corectitudinii pe lumea asta. Nu, le-am și eu pe ale mele, am și eu greșelile mele, am și eu convingerile mele care sunt greșite. Doamne ferește, nu zice nimeni, da. Hai să luăm părțile bune, hai să luăm părțile la care ne înțelegem, la care suntem pe aceeași lungime de undă. Și aia e, știi, adică nu, știi, și să înțelegem niște lucruri, că niște lucruri se fac așa cum se fac și dacă nu mă cred pe mine sau pe tine, poți să-și ai exemplu de afară. Că da, iarăși o discuție, păi te-ai inspirat de la ăia. Păi și de la cine să mă inspir? De la ăia mai proști? De unde? Noi suntem cei mai proști. E clar, deci mai jos de noi, n-ai unde să te inspiri mai prost. Și atunci, oriunde te inspira, e mai bine. De ce să nu mă inspir? De ce să nu fiu și eu Austria? De ce să nu fiu și eu Germania? De ce să nu fiu și eu Olanda? De ce să nu fiu Franța, nu? Hai să luăm de la ei, bă, voi cum faceți? Italia, Marea Britanie. Băi, cum e mă la voi cu impozitul pe mașină? Uite așa, hai mă să facem și noi așa. Hai mă să facem așa 3 ani, să vedem dacă e mai bine sau mai rău. Nu? A, nu, noi știm noi că noi România nu recunoaștem că la Italia a făcut mașina, nu știu. Dar aia sunt speciali, dar noi în, noi în România nu recunoaștem TÜV-ul din Germania. Așa nu e, e. Și așa da, mai departe, dar da, de asta zic. Nu știu. Tu știi că în Marea Britanie, peste 40 de ani, vehiculele istorice nu mai au MOT obligatoriu? Este recomandat. Doar să te duci tu să vezi că mașina e ok, dar el nu mai e necesar nu pentru a rula, pentru că se consideră că dacă ai o mașină de peste 40 de ani vechime, tu te ocupi de mentenanță la ea, că e vehicul istoric, știi? Dar e altceva. Anglia este aici. Anglia este aici și ține și de oameni și nivelul de pasiune în Anglia este, da, asta este extraordinar. Eu pe vremea când aveam cadetul, mă uitam la foarte multe formuri din Anglia. Iar oamenii în Anglia își fac ei singuri în fața curții niște mașini de 400-500 de cai de nu-ți vine să crezi. Adică fac niște construcții de mașini. Le-am zis, este imposibil ce fac oamenii ăștia. Ca să nu mai zic de nivelul financiar care este investit în mașini pentru a merge pe circuit sau la drag racing, exact, și așa. Dar fac ei, adică... A, nu, am confundat. Fac ei, ceea ce e mare lucru să poți să faci tu. Știi că pe mine... sau cel puțin în lumea asta a pasionaților de mașini modificate, era o chestie, nu faci tu, bă, n-ai făcut tu, trebuie să faci tu, știi? Dacă sunt neîndemânatic. Sau deci neîndemânatic, da. Adică cum să vrei să-mi tai degete cu bani? Adică mai știu oameni fără degete pe la mâini că au făcut ei. Eu nu vreau să, eu vreau să fac altceva. Și ăla care știe să facă aia, să facă aia, și ăla care știe să vorbească, să vorbească, și ăla care știe să scrie, să scrie, nu mă apuc eu acum să scriu articole, ești nebun? Că nu știu, nici nu-mi place, nici nu mă atrage, nici nu știu, nici nu... Înțelegi? Da. Ne oprim sau mai vrei să zici ceva? Eu mai stau. Vreau să mai spun că speranța există, tot timpul va exista. Speranța moare ultima, frate. Speranța moare ultima. Eu cred în generații, cred că ne putem schimba, dar schimbarea nu vine așa... într-un an, sau în doi, sau în cinci. Schimbarea vine în niște zeci de ani. Exact. Că n-avem, trebuie să scăpăm de niște generații cu niște mentalități, trebuie să vină alte generații care să să vadă lucrurile altfel și atunci lucrurile se pot schimba. Așa, nu, nu cred că se... Și oricum, asta e definiția democrației. Oricum suntem diferiți, adică unii sunt așa, noi suntem altfel, fiecare toți alege sunt, cum da, vrea. Eu am satisfacții cu oamenii din lumea asta retro pe care i-am influențat, că am cazuri care mulțumită unor filme pe care le-au văzut la mine și au luat o mașină istorică. Avem cazuri, știi? Da, și e foarte cazuri, faine, foarte da, faine satisfacția aia când vine omul și spune: "Băi, uite, Arrow-ul ăsta l-am luat pentru că am văzut la tine Arrow-ul ăla militar și mi-am căutat și eu." Foarte mișto. Mm-hmm. Foarte mișto. Da, e tare, sunt mulți care se inspiră și la noi cu off-road-ul, cu mașini, cu mers, cu teren, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Le explic tuturor că nu e atât de simplu și că o mașină veche nu înseamnă doar niște bani, adică mai trebuie să ai niște ateliere unde să o repari, că da, degeaba ai bani, că nu cu banii se repară mașina în fața blocului, și necesită și timp, și nervi, și cercetare, și nu e așa cum e pe internet, unde te uiți la un episod și s-a dus mașinistul, a băgat în portbagaj niște piese, le-a dus la service, aia le pun și gata. Lucrurile s-au fix terminat. Nu e așa, nu e așa. Apar multe de prevăzute. Toate piesele alea nu se potrivesc. Trebuie schimbate, trebuie făcute, trebuie adaptate, trebuie...
e mult mai complicat de atât și trebuie să ai, trebuie să ai timp. Gata, încheiem, încheiem. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Share, like și subscribe ca să vedeți și alți mașiniști pe aici, pe la noi, că noi cu mașinile, cu asta e discuția în general. Și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să apari, că nu i-am mai invitat și alții, dar cu timpul e mai greu. Na, facem asta, ne vedem la următorul podcast. Iar eu mă duc să schimb ulei în grupuri. Și să faci reglaj. Am un om, cred că unde poți să te trimi cu grupul să ți-l reglezi.